calitatea dumneavoastră. Hai. Și trebuie să vă trebuie mai trebuie să vină cineva doamna Vasilor. Dar cred că puteți să dați. Este vorba din național, domnul Brânză și... Dar nu vorbeam de asemenea, domnul președinte, scuzați. Vorbeam cu domnul... Cu domnul coleg, puteți vorbi după ce vă dau un vot. Pentru care este o ședință importantă, vreau să vă rog să vorbim pe rând și cine vrea să vorbească, deci mi-am mai următor de aici și știți foarte bine că suntem... Când e ședință din buget, spiritele se încinc și aș vrea să terminăm într-un mod util și plăcut pentru cetățenii comuni. Ziceți dumneavoastră, suntem destul de rațional, am făcut și ședințe comuni de amântână și cred că nu s-ar mai fi mod de discutat, zic eu, da. Acum vom vedea și... Doamna secretară, vă rog. Ce vă gândiți dumneavoastră? Bună ziua! Eu sunt la urmă. Nu contează, vă rog să te stați în prezentă. Sunt la ședință. Mă mai arătăți să se nu mă trebuiește, da? Da, vă rog, doamna secretăță. Bună ziua. Deci numărul de consilier prezent este 15-15. În urmare avem vorumul pentru adoptarea tuturor hotărârilor de pe proiectul de ordine de zi. Am primit avize de la toate cele trei comisii de specialitate. Avizele sunt favorabile. Nu mare putem trece la citirea proiectului ordine de zi și supunerea la vot acestuia. Înainte să dau cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi, salut în mijlocul nostru domnului fostului nostru coleg domnul Pleșcă, actual consilier județean. Dacă vreți să vă spuneți ceva sau dacă puteți aștepta, vă las sfârșitul ședinței sau... Cum vreți dumneavoastră, conduceți ședința. Eu am venit și eu cu un punct de vedere, vreau să zic ceva. Cum vreți, pot să zic acum, pot să zic la sfârșit, mie indiferent. La început, așa era regula. Dacă sunteți de acord că domnul Pleșcă să vorbească înainte să... Zic să votați ordinea de zi și după aia pot să eu să zic două minute și plec nostru. Vă rog să spuneți dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Care? Citiți-o, dați-i citiri, domnule. Dumneavoastră, vă rog, dau cuvântul domnul primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. Da. Bună ziua, domnul consilier. Într-adevăr, așa cum spunea domnul președinte, este o ședință foarte importantă, pentru care a făcut și ședința teloare. Și sper tare să parcurgem eficient și în timp util toată ordinea de zi, mai ales proiectul de buget pe care îl vom dezbate astăzi. Dați-mi voi să vă dau citiri la ordinea de zi. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Măgura pentru anul 2022, inițiator primar Costea Șoratic. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară din partea Băncii Comerciale Române, în favoarea AFIR, în vederea prelungirii contractului numărul 2704-2018 până în 2070-2022 pentru proiectul reabilitare, modernizare și dotare pe un contract sau Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, finanțat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR, PADR, sub măsura 7-6. Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural prin PNDR, inițiator subsemnat. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară din partea Băncii Comerciale Române, vederea prelungirii contractului finanțare pentru proiectul înființare și dotare grădinița două grupe, cu program omaj două grupe cu program prelungit, SAC Prihan, Comuna Măgura, județul Bacău, finanțat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică prin PNDR în favoarea acestui. Inițiator subsemnatul, proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Măgura în Comisia pentru Evaluarea Performanțelor Profesionale, individuale ale Secretarului General al Comunei Măgura, inițiator subsemnatul. Aceasta este ordinea de zi. Dacă aveți, să mai sunt și alte proiecte suplimentare? Nu? Nu au fost de suplimentare. Da. Supun există un amendament.
depus pentru proiectul numărul 1. Întâi proiectul de ordine. Nu vă grăbiți, domnul Pelușcan. Că nu, nu mai am program astăzi un primar. Dar după săptămâni, ți-a gândit. Aici avem... Mi-am zis... Supun ordinea de zi la vot. Cine este pentru? Abțineri? Abțineri? Și potrivă? Dacă sunt situații din conflict sau compartimentare. Dar s-a declarat domnul Dăscălescu pentru capitolul administrație, nu participă la dezbateri și nu votează. A anunțat înainte de ședință și la comisie. Dar poate? Poate să nu participe doar la un capitol sau la tot proiectul? Nu, pentru legea 273 permite și pe capitole. Nu, vorbim de buget. Și permite și pe capitole. Articolul 39, aliniatul 6. Se votează și pe capitole. Doar proiectul de buget, atât. Da. Da. Avem un amendament la... Domnul Vice, înainte de a face amendamentul, eu nu vreau să rămân la ședință, vreau doar să zic ce am de zis, dacă îmi permite. Vă rog, nu am pic, dacă sunteți de acord să... Cine este? Să vorbească domnul Pleșcă? Înțeles. Înainte. Da. Vă rog. Domnul primar, domnul vice, doamna secretar, stimați colegi, stimați foști colegi, bine v-am găsit, cu emoții și cu bucurie vin de fiecare dată în fața dumneavoastră. Dacă astăzi, în cadrul Consiliului Județean, am luat cuvântul și vreau să vă zic că nu aveam emoțiile pe care le am acum în fața dumneavoastră, pentru că, după cum bine știți, comuna Măgurii, comuna în care am crescut, m-am născut și de fiecare dată vreau să pun omul să ajut cu tot ce pot. Am auzit că este proiectul de buget pe ordinea de zi, din acest motiv am și venit în fața dumneavoastră. Vreau să vă asigur de tot sprijinul Consiliului Județean. După cum ați putut vedea, Consiliul Județean a acordat niște fonduri semnificative pentru Comuna Măgura, în cuantum de 170.000 de lei pentru drumuri și 400.000 de lei pentru funcționare și alte investiții, obiective de investiție pe care le aveți. Aș vrea să vorbesc un pic din prisma faptului că sunt alături de colegii mei consilieri locali PSD Măgura aici la dumneavoastră, iar în amendamentul acela am susținut și noi două obiective importante și anume am susținut foarte mult ca banii să se aloce o sumă de bani pentru drumul din Cușbic, să rămână blocați o sumă de bani pentru drumul din Cușbic. Doamne ajută, domn primar, poate vă iese cu Angel Salini și după aceea puteți să redirecționați cum doriți. Dar până atunci noi am vrut să fim siguri că o parte din suma pe care ați propus-o pe alte obiective să fie prinși pe drumul respectiv, pentru că în caz de nu se finanțează, să avem posibilitatea să pornim la drum și să facem pe fonduri locale, cum s-au făcut și alte drumuri. Și totodată, dar am văzut că s-a bugetat, am susținut foarte mult ca lista prioritară de investiții de la CRAB să fie realizată. Investițiile pe care vi le-a lăsat CRAB-ul de acum 3 ani de zile, 4 ani de zile, nu mai știu exact, și care nu s-au realizat până acum. Am ținut foarte mult și colegii mei să ne apucăm de acele investiții, să dăm drumul la treabă, să aducem sistemul de apă și canalizare la un punct la care să fie funcțional, mai ceva decât funcțional, să fie într-un stadiu bun pentru a putea fi predat și a putea beneficia de fonduri europene. Totodată nu este treaba mea să mă bag în bugetul dumneavoastră, dar am văzut o sumă importantă prinsă pentru sediul administrativ al primăriei. Da. Vreau să vă întreb, sunt și eu cetățean al Comunei Măgura. Sigur. Știu că sunt trei sate în care nu avem apă și canalizare. Crihan, Sovodol, Dealul Mare. Știu că sunt sate în care încă n-au ajuns gazele naturale. Știu că sunt străzi care nu au fost asfaltate și încă nu sunt vizate.
Știu că dispensarul este într-un stadiu destul de... Nu pot să zic că aveam un dispensar modern, dar aveam și un bugetul, când vine a care pe care am făcut. V-aș propune să prioritizăm utilitățile publice prima dată, după care sediul administrativ. Însă, dumneavoastră, știți mai bine cum să vă împărțiți resursele aici. Asta am avut de zis, am venit să vă asigur de tot sprijinul Consiliului Județean. Și voiam să vă mai zic ceva. Știu că m-ați rugat dumneavoastră să facem ceva cu podul ăla de la... cum te duci pe Crihan. Acela a fost depus de către Consiliul Județean pe Angel Salinii, pe lista sinteză. Așteptăm să vedem dacă primim finanțare. Deci și acela este depus ca idee să putem să demarăm lucrurile aici în comună. De asta am venit să vă asigur de tot sprijinul. Ați văzut că este o sumă semnificativă către Comuna Măgura. Sper să mai vină și alt bani. Și n-aș vrea să faceți cum a făcut anul trecut, să ziceți că Consiliul Județean nu vă ajută, pentru că Consiliul Județean v-a ajutat și anul trecut, vă ajută și anul ăsta și v-a ajutat în continuare și v-a ajutat de când a fost viceprimar până acum când sunteți la al doilea mandat de primar. În numele domnului președinte Valentin Ivancea vreau să vă urez mult succes în noul an și să vă asigur de tot suportul nostru pentru a transforma și Comuna Măgura într-o comună performantă la nivelul județului Bacău. Vă mulțumesc frumos, domnul vice, mă bucur să vă văd, încă o dată mă bucur să vă văd pe toți. Vă felicit pentru obiectivul acesta de investiții. E prima oară când vin în grădinița asta și chiar vă felicit. E o treabă extraordinară. Abia aștept și căminul cultural să-l văd funcțional și cu mare drag, oricând aveți nevoie de ceva, cu mare drag nici pun și eu umărul la orice este nevoie. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul consilier. Încredivarea noastră, Consiliul Județean a fost generos cu noi. Vă rog, doamnă primar. Domnul consilier județean, mă bucur că ați venit la ședința noastră, chiar nu mă deranjează, mai ales că suntem și consăteni. M-aș fi bucurat să venim și anul trecut și acum 2 ani, când, din păcate, Consiliul Local s-a gândit să aloce pentru Comuna Zero, pe Măgură, 0 lei. Buget pentru care, din păcate, dumneavoastră aș fi ridicat mâna și ați votat. Nu vreau să vă felicit pentru luarea deciziei de anul trecut și acum 2 ani de zile. Pentru anul ăsta, pentru că s-au alocat banii ăștia, felicit Consiliul Județean, nu mă special cu dumneavoastră. Nu mă special cu dumneavoastră, pentru că este o alocare. Alocarea a fost făcută la nivelul întregului județ, au fost alocate sume pentru fiecare localitate în parte. S-ar părea că intrăm în normalitate, așa ar fi trebuit să întâmple dintotdeauna. Acum nu mai căutăm vinovat cine a fost primul, Important e ce s-a întâmplat. Este un lucru bun. Am găsit cuvinte ca banii pe care i-a alocat Consiliul Județean să îi pun într-adevăr la obiective pe care dumneavoastră spuneți că nu facem nimic pentru a le duce la îndeplinire. Efectiv, apă și canalul ne-a pus 250.000, asta așa ca să ne informăm, și un miliard jumate pentru construirea unui pod pe vale, despre care știm cu toții că reprezintă un pericol la Marco. Și 1.170.000 care merg la drumul în mod firesc pentru că au destinații care și pe etc. Față de bugetul anterior discutat, cam așa stăm. E ce să vă spun? Foarte bine că ați venit. Mulțumim pentru felicitări. Într-adevăr, facem și noi ceva la Măgura, nimic și doam. Nu chiar așa cum se mai povestește prin pagina de socializare, că edilul nu prea face, nu prea doarme sau doarme în baboci. El vrea că chiar face. Să niște. Vă rog frumos, domnul președinte. Da, vă rog, dumneavoastră. Nu vorbiți de întrebare. Adică facem ce putem și chiar să transmiteți la domnul Ivancea și la colegii noastre consilieri județeni, că dacă au alocat niște bani la Măgura, nu i-au alocat greșit, în siguranță edilul va găsi soluții să-i repartizeze așa cum trebuie și să-i cheltui folos pentru Comuna Măgura. Mulțumesc că ați venit. Mai veniți și cu altă ocazie, că nu ne deranjează, chiar face plăcere. Vă rog. Mi s-a zis că Consiliul Județean nu a aprobat fondurile în trecut. Eu știu că a aprobat fondurile în trecut. 50 de mii. 50 de mii, ce nu sunt bun, domnul primar?
Dar vreau să vă mai zic de ce s-a ajuns la... Pe lângă faptul că astăzi colegii dumneavoastră de partid, consilieri județean PNL, s-au abținut de la bugetul Consiliului Județean, de la investiții foarte importante în sănătate, cum ar fi Spitalul Județean și investiții foarte mari în infrastructură rutieră, a fost un buget alocat pe dezvoltare. 58% din resursele Consiliului Județean s-au dus pe dezvoltare și pe investiții prioritare, cum sunt anumite proiecte care sunt făcute chiar și cu primari liberali, Moinești, Zemeș, și pot să vă dau mult mai multe exemple de atât. Deci colegii dumneavoastră astăzi s-au obținut de la un buget axat pe dezvoltare și pe infrastructură. Doi la mână. Anul trecut știți foarte bine că din cauza faptului că ați fost la congresul lui Câțu și l-ați susținut pe președintele dumneavoastră pe domnul Câțu, știți foarte bine că pentru faptul că ați fost atunci în plină pandemie la congres, ați primit bani, doar comunele liberale au primit bani de la bugetul de stat. Era clar să facă o echilibrare Consiliul Județean, să dea și la celelalte, comune. În plus de asta, încă o dată vă zic, ați primit bani de la Consiliul Județean în trecut. Și vă spun, 0,22 la rectificare. Da, am vorbit cu dumneavoastră, vorbesc cu domnul. Dacă vă fie să ne spie la primul, nu vă să vă Vreau să vă zic că 570.000 care i-ați primit anul acesta, adică 120.000-115.000 de euro, sunt o sumă importantă. Și nu vreau să vă spun numele Consiliului Județean prin localitate, că nu vă sprijină și nu vă dă bani, pentru că nu este deloc adevărat. Consiliul Județean sprijină și vrea să dezvolte comuna Măbura, vrem să investim în sistem de digitalizare și vrem să vedem lucruri pe necute și mai să spus. Vă rog să-mi dau că am luat în sus. Acum vă rog frumos, asta am vrut să vă zic. Eu aș vrea să nu stau să perturb ședința, pentru că unul la unul nu o să pot să mă abțin, pentru că e comuna din care fac și eu parte și o să vreau să vorbesc și eu și nu se cuvine, pentru că... Ar fi trebuit să mă abțin de la ținut, că am vrea să-ți vota ziua. Așa. Atunci era important. Și colegii dumneavoastră ar trebui să se abțină. Ai să vă rog să ia într-amântul. Gata, nu mai trebuie. Așa? Doi la mână, vă urez succes întregului Consiliu Local, să aveți un an cât mai multe realizări, să se vadă ceva în urma dumneavoastră aici în comună. Nu se vede. Ăsta e locul cel mai important. Nu se vede. Da. Eu știu că Crihan și Tudor încă n-au apă, știu că Cujbicu încă nu este asfaltat, știu că de alumare încă nu este asfaltat, știu că Pugul ăla ne chinuie 07 ani. Haideți, domnul... Am văzut că e numai așa acolo, cu 570.000. Vă mulțumim, domnul consilier. Mulțumim, care vă mulțumesc pentru ascultare. Cu mare drag. Mulțumim. Vă mulțumesc frumos. La revedere. La revedere. Nu, o lucru, dacă... Da, vă rog, domnul. Vreți să mai stau, domnul consilier? Ne-ai bătut până la vreți? Ne-ai bătut. Da? Mai stau. Nu mai vreți să facem treabă, dar vă rog. Haideți. Colegii, avem aici un amendament la... proiectul de buget. Să înțeleg că trecem la primul punct de pe ordinea de zi? Da. Bun, dumneavoastră ați văzut, am văzut domnul viceprimar, am văzut că aveți un amendament aici, care coincide în mare parte și cu propunerile care le-am făcut noi de alocarea sumelor în buget. Exact. Așa. Deci, da. Sunt 10 colegi care au semnat un amendament. Vă rog... Da. Dacă vreți să votăm cine este pentru... Vreți să citesc înainte să discutăm bugetul primar? Doamna viceprimar. Dați-ne voi să prezinte amendamentul unul din colegii semnatari. Vă rog, dumneavoastră. Poftiți.
Deci, doamne, pot atât un pic dumneavoastră pe data, să vedem și de astea. Dar vă rog scurt, da? Și să vă desfac pe el, da? Amendamentul numărul 1 la proiectul de hotărâre numărul 1462 din 6-a 2-a 2022, privind aprobarea bugetului local al Comunei Mogura pentru anul 2022. Modificările sunt în felul următor. La capitolul de funcționare, cheltuieli secțiuni de funcționare, la punctul 4 de funcționare, capitolul de ordine publică și siguranță națională, cheltuieli de personal, suma se modifică de la 160.000 de lei la 94.000 de lei. Nu este suficientă. Dar cum vreți să discutăm pe... Doamna... Pe cum La punctul numărul 6, cultură de creiere și religie. La bunuri și servicii se modifică denumirea Ziua Comunii Măgura, în zilele culturale ale Comunii Măgura și premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie după data de 15 august 2019 cu suma de 1000 de lei. Alte cheltuieli, susținerea cultelor se modifică sumele astfel. Parohia Crian, 45.000 de lei. Parohia Socodor, 45.000 de lei. Parohia Sfântul Nicolae, 45.000 de lei. De la 25.000. Și din Parohia Măgura, 106.000 de lei, de la 100.000. Apoi, la cheltuieli, la asta am terminat cu secțiunile de funcționare. La capitolul secțiuni, cheltuieli de dezvoltare. La punctul 6, construire și dotare sediu AT, se modifică denumirea în studiu de fezabilitate pentru construire și dotare sediu AT, suma se modifică de la 786.000 de lei la 100.000 de lei. Punctul numărul 11. Sala de sport, școală gimnazială din Brescu. Construire și dotare, punctul numărul 11. Sală de sport, școală gimnazială, Ivan Brescu, sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău. Aici scrie pentru consiliere de punere proiect. Pentru consiliere de punere proiect, suma se modifică de la 70.000 la 10.000 de lei. La punctul numărul 13. Demolare școală, sat Socodol și ființare bază sportivă. Suma se modifică de la 40.000 la 20.000 de lei. La punctul numărul 18. Achiziție și amenajare două locuri de joacă în comuna Măgura. Vă rugăm să ne precizați locația pentru fiecare loc de joacă, nu era precizată locația, iar suma se modifică de la 150 la 50.000 de lei. La punctul numărul 20, achiziție spațiu dispensar, se modifică denumirea în studiu de fezabilitate în vederea construirii unui dispensar medical prin surse de finanțare europene sau guvernamentale, iar suma se modifică de la 250.000 la 30.000 de lei. Punctul numărul 24. Lucrări de investiții cuprinse în lista minimă de lucrări impuse de CRAB înainte de predarea serviciului, suma se modifică la 390.000. Aici era oricum de dumneavoastră modificat. La punctul numărul 27. Modernizare drumului interes local. Zona Metalbacu-Jlic, sat Măgura, se modifică suma de la 60.000 în 500.000 de lei. În 500.000? Da. 500.000 de lei. Da. Asta este...
Apoi, completări. Faceți-vă un pic aici. 500.000 de lei. Da. Adică 5 miliarde, să înțeleg. Da. Dar care îi considerați? Stați un pic, lăsați-mi să spun mai apoi câteva și cunoscuți la fiecare parte. Lăsați-mi să discutați cu mine. Vă rog. Se completează secțiunea de dezvoltare cu următoarele capitole și sume de aferente. Se introduce punctul 29. Construire pod zona Farea Măgurii, sat Măgura. Costă 50.000 de lei. Îl puseți și dumneavoastră. E vorba de zona de la Marcu. Apoi se introduce punctul 30. Cu achiziție vidanjă cu un buget de 150.000 de lei. Se introduce punctul 31. Construire piața agroalimentară cu un buget de 50.000 de lei. Se introduce punctul 32. Punct care a mai fost și în bugetul de pe anul 2021, ființare stației de autobuz Metrovac Colina cu 10.000 de lei, aceeași bugetare ca cea de anul trecut. Se reintroduce punctul 33, ce a fost și anul trecut, înființare muzeul satului Dumitru Tătaru, clădirea de rădniță școlii Emil Brescu, sat Măgura, comuna Măgura, cu un buget de 10.000 de lei. Se introduce punctul 34, marcaje, amplasare indicatoare, oglinzi rutiere și opritoare rutiere, în zone de sens, în zone intens circulate, în special pentru copii, pe teritoriul comunei Măgura, cu un buget de 50.000 de lei. Se introduce punctul 35, expertiză tehnică și studiu de oportunitate privind schimbarea destinației școlii din Crihan, strada Almandului, în centru de zi sau centru de îngrijire a persoanelor vârstnice, cu un buget în sumă de 20.000 de lei. Și ultimul, se introduce punctul 36, înființare rezervă bugetară la dispoziția construirii local, conform articolului 36 aliniatul 1 din legea 273/2006, în sumă de 316.000 de lei. Astea sunt toate punctele din amendament. Asta e mea? Da. Domnul primar. La comisie ați discutat și ați dat aviz favorabil pe amendament, că nu am văzut pe avize. Uitați că scrie amendament numărul 1. La toate comisiile? Da, mă uitam. La ce scrie amendamentul 1? Scrie, scrie, aviz favorabil. Dacă... Bun. Să cerim la... Dacă este amendament în timpul ședinței, când se dă aviz favorabil? Păi l-ați depus înainte. L-ai depus înainte. Da? L-ați depus înainte de ședință. Nu este amendament rezultat în urma discuțiilor. Nu, doamna, nu l-am depus înainte. L-am depus, s-a depus... O să vedeți și pe ce-am lăsat. Nu, doamna, cu urmă de asta, da? Ok. Bine, ați finanțat. Ați... 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 Pe ce considerația la șunul dumneavoastră, la... Când ne gândim, dau seama, singurul considerant care aș vrea, ți-ai spus că nu sunt întâlnit nimic, adică să nu spate foarte mult mai dat. Adică de ceea ce ne-am dorit noi, ce, așa cum spuneați doamna Băieceanu la ședința de comisie, chiar cred că este un buget bun. Este bine alcătuit. Vizează absolut toate investițiile majore pe care le avem în curs, care sunt în derulare. Unul dintre ele avem proiectele depuse pentru finanțare. Pentru care văd că dumneavoastră doriți să mai adăugați niște sume, 5 miliarde față de, sau 500.000 de lei la drumul Pecuș-Bic, nu înseamnă decât 10% față de 5.700.000 cât costă în urma daliului pe care l-am depus deja pe Angel Salini. Nu văd rostul. Sincer, nu văd rostul. Ei cred că doar așa mai mult ca să dăm vizul în ochii cetățenilor, că ne interesează foarte mult problema lor. Și cu cei 500.000 vom reuși, de fapt, să le creăm așa o speranță că se vor întâmpla lucruri minunate pentru ei. Nu se pot întâmpla decât în dorința în care putem foarte serios și foarte aplicați ceea ce vrem să facem. Și lăsăm populismul și campania electorală de parte. La ordine public, singurația națională, cheltuieli personale, la 160.000 la 94.000. Vă rog, doamna Plăcată. Suma suficientă pentru 12 luni, pentru 12 luni la capitolul 61, titlul 10, trebuie 136.000, nu 94, nu este suma suficientă. Dacă ați observat, eu acolo am avut 160.000,
și au rămas 136.000 ce au fost în proiect. Și am scris poliție locală 70.000, SUSB 66.000, 130.000 pentru cheltuieli locale. Da, asta e la 20. Acum spuneam la titlul 10, la salarii. 136 din 65.000 cât era la punctul 20, da? Am luat 50.000. Am lăsat la poliția locală 5.000, la SUSB 10.000. Deci pentru că ce considerate așa din luat de la... Vă rog să nu vorbiți, domnul ministru, chiar dacă sunt cu noi. Doamna a vorbit. Pentru că erau din discuția care au fost... Din discuțiile care au fost, la ședința trecută, erau, a spus că suma este prea mare și la 20 și la 10. Și am luat și am dus pe alte articole bugetare. Sigur. Te-a puteți să spun cum la... Hai, este doamna ta, e pe buget, așa, și le strigăm, că la urmă am dus bani, că nu i-am dus nicăieri în dirijor, i-am dus și pe parte din Civăt, că au mai făcut și dumneavoastră aici. Deoarece mai ne-am limitat la niște, domnul... Vă rog să nu vorbesc, eu sunt președinte de ședință și un domnul Ghiu, dumneavoastră sunteți primar, sunteți ședința Consiliului Local. Știu, ședința Consiliului Local. Am luat 50.000 din 65, 50.000, 20.000 s-au dus la 50 de ani de căsătorie, exact. Iar 30.000 la un fond de premieri cu biciclete la ele. Și au rămas 15.000. Da? Poți să vorbesc, domnul președinte? Vă rog. Așa. Așa cum a stabilit și la ședința trecută și cum a făcut promisiunea împreună cu domnul viceprimar și președinte astăzi aici, la încheierea anului școlar, pentru stimularea elevilor buni la învățătură, am promis că vom cumpăra niște biciclete ca și în alea anterior, pentru a crea un sistem, să zic, concurențial întreg, pentru a îngrena la învățătură să fie mult mai agil și mai dornic să atingă o medie înaltă, să poată să beneficieze din astfel de premiu. Păi, credeu că este mult mai benefic decât banii implic. Banii nu stimulează niciodată. Un produs poate e îngrenat, pentru că banii și-l bage în buzunar. Un elev care își vede colegul că a primit o bicicletă și cu care se dă, cred că va dori mai mult să se străduiască anul următor, ca să ajungă și el la un astfel de, la un astfel de rezultat, să primească, să primească o bicicletă sau, știu, orice alt bun, care poate constitui o recunoaștere a meritului pe care le-a avut în cursul acelui. Aceasta era propunerea noastră, domnule vice, și am făcut-o împreună cu dumneavoastră, spre și pe oamenii școlari. Cum am? Nu știu. Asta să zic, nu cred că unul din colegi, niciunul din colegi, nu s-a legat de biciclete, chiar unul dintre colegi, când s-au semnat, au spus că se dăm la toți elevii biciclete ca să nu fie discriminat. Adică, dar nu asta e. Bugetul este limitat și nu cred că... Dar dumneavoastră, vreau să înțelegeți un pic. Eu nu v-am întrebat. Eu care... nu v-am întrebat. Iar vreau să-i într-un coș. Vreau să-i dăm banii care am luat unde i-am pus. Deci, adică, de fapt, tot pe acolo. Să nu mă întrebe. Bine, domnul președinte. Mulțumesc. Da, deci nu cred că cineva a votat împotriva bicicletelor. Da, vă rog, doamna contabilă, să terminați să expuneți. Nu, deci la capitolul 61, primul punct din amendament pe care îl aveți, este, sumele sunt exact fixate pentru 12 luni la salarii și minim la 20. Nu avem ce modifica. Vă spun eu, pentru că s-a bugetat pentru 7 luni, pentru că în luna 7 se face rectificare, deci s-a calculat. Dacă că, așa și atunci o să punem bani. Iar polițistul local a spus că din luna ianuarie iese la pensie. De asta am și... Deocamdată el este salariat, nu este la pensie și când o să iese la pensie la pozitiv și o să rămână bani, și să intrăm în altă parte. Are salariul asigurat pentru luna 7. Mai întâi noi trebuie să asigurăm funcționarea și pe urmă dezvoltarea. Da, luna 7 se face rectificarea și... Primim sau nu primim la rectificare? De ce să ne îmbătăm cu apă rece? Deci, este legal? La bugetul inițial, eu n-am mai auzit decât aici la Mântura că s-au bugetat pe 7 luni sau pe 9 luni când se așteaptă o rectificare. Deci întâi noi trebuie să asigurăm funcționarea și fiul de dezvoltare. Este legal. Da, n-am pus mai mult decât la salariile la care sunt în ziua. Vă rog, domnul Berușcă, după aia domnul primar. Da. Eu aștept după domnul primar. Mă rog, domnul primar. Domnul viceprimar și domnul consilier.
Așa, după cum prevede legea, bugetul se aprobă de către dumneavoastră la propunerea primarului, da? Eu nu pot să-mi permit ca primar și ca ordonator de credit să nu asigur salarii la oamenii ăștia, fie câți polițiști locali, funcționari sau cinci funcționari în primărie. Nu se poate așa ceva. Nu există. Deci nu există. Să vin cu o argumentație de genul ăsta, pun 94.000 de lei pentru că am pus pe 7 luni, gândindu-mă că voi rectifica. Dacă nu putem rectifica. Dacă nu am avea de unde. Și vieți la pensie, dar nu ești la pensie. Dacă nu vom avea de unde. Adică dumneavoastră faceți niște supoziții, doar o să facem. Faceți niște, eu știu, niște programări a sumelor din buget pe care nu știți cu siguranță dacă le veți putea rectifica. Iar eu nu pot să-mi permit să accept așa ceva. Adică salariile angajaților să fie la dispoziție așa să discute fiecare. Și domnule, le dăm salarii sau nu le dăm? Nu. Deci, ca să se... Nu există. Vă rog. Ca să nu creăm o confuzie, pentru că ne mai urmăresc și alții. Dar să nu se arească foarte bine. Cum am pic. Da. Deci salariile angajaților nu s-a atins nimeni din... Deci s-a vorbit doar de salariul polițistului care dumneavoastră a spus în luna ianuarie iese la pensie. Și noi am prevăzut bani, zic, poate mai durează, cum să ne zic? Domnule președinte, am înțeles ideea. 7 luni de zile poate să-și facă dosarul de pensie. Am înțeles ideea. Ideea este așa, se bugetează și se rectifică la pleacul omul. Adică nu rectifici bugetul, nu aloci sumele cu gând ca să pleci omul. Adică așa ceva l-am auzit. Până la urmă, asta este domnul, vă rog, domnule președinte. Doamna contabilă, cum că dacă spun bugetul de salarii de la bugetul de anul trecut, cum mă dătură pe anul ăsta? În procente sau în bani? Salariile nu au crescut, doar dacă... Eu am întrebat bugetul de salarii. Fondul de salarii. Eu n-am făcut procentual cu cât a crescut fondul de salarii. Deci salariile nu s-au majorat, doar dacă ați văzut o majorare pe la 51 sau cred că în altă parte n-ați mai văzut, doar pe la 70, dar acolo nu a fost suma mai mare anul trecut, s-au prins pentru că ori să mai facă angajări. Fondul de salarii a crescut cu, cred că, 1 miliard și ceva față de anul trecut. Se intenționează să angajezi jurist. Da? Așa, sunt niște posturi, deci nu trebuie să le bugetezi. Dacă se angajează. Domnului primar, asta e o hotărâre luată de 10 consilieri locali. Cred că e luată hotărâre. Domnul Peruș, eu nu știu, dacă dumneavoastră considerați așa că nu trebuie să puneți banii să întâi la funcționari și pe urmă la dezvoltare, eu cred că este greșit. Bun. Mai aveți, doamnă, vă rog. Domnul Veriș, mai aici. Pentru punctul ăsta, atât. Deci am modificat, ați văzut că am modificat cu 50.000 la 20, așa, și dincolo la salarii, de la 160 la 136, exact cât trebuie pentru 12 luni, la două persoane, polițistul local și șeful SUSD. Bun, alt punct. Păi nu altul. Ăsta este punctul, dar nu avem discuții. Nu, dar treceți mai departe. Acum să citesc eu. La punctul 6, cultură, recreere și religie, da? Bunuri și servicii modifică din ziua comunei Măgura în zilele culturale ale comunei Măgura. Pe ce considerăm? A fost înființată ziua comunei Măgura, despre care știe toată lumea. Împreună cu toți am organizat-o în fiecare an, atunci când s-a pus, se numește ziua comunei Măgura, că e a luat să măgurenă. Are noroc, nu. N-am terminat, domnul Beruș. Înțeleg, sunt ascultătorul de cuvânt al celor 10 dumneavoastră, da? Da, eu nu sunt de acord cu astfel de modificare și nu mi se pare corect. Nu mi se pare, dacă vreți, ilipsitul total și de sens și de respect. Vă rog, domnul. Este o activitate pe care am înființat în 2016 și care a mers foarte bine și v-ați gândit dumneavoastră cumva s-o ciuntisit, dați o altă turnură, o altă denumire. Vă stătea dumneavoastră pe problemă, așa că se numește ziua comunii Măgură. Da, așa trebuie să numească. Dacă vă uitați la toate comunii, cred că din țara asta, așa numește ziua localității, cum îi zice. Ziua comunii Luizii, comunii Băcescu, comunii. Dar se pare că dumneavoastră v-ați gândit, vă faceți niște ambiții, să arătați că, de fapt, vreți să faceți așa de spot, cum vă gândiți dumneavoastră? Să tăiați și salarii, să angajați, să faceți dumneavoastră doar ca să nu se întâmple lucruri bune. Deci, bun, hai să mergem, suntem la capitolul ăsta.
Nu, eu nu sunt de acord cu așa ceva și chiar mă invit să revenim la forma inițială, pentru că era destul de frumoasă. Am înțeles. O lăsați pe doamna contabilă să spună punctul de vedere? Dar nu cred că are doamna contabilă ceva cu ziua comunii sau ziua porților deschise. Nu, dar nu vreau cu bani. Haideți să lasă... Nu, când vorbim de bani... Un moment, vă rog, doamna contabilă. La acolo nu o să vină suma de 50.000 pentru zilele comunii Măgura prinsă la bunuri și servicii la articolul, la titlul 57. Nu am înțeles. Și cu zilele de 50 de ani de căsătorie, asta suma este mult mai mare, 20.000 de lei, nu 1.000. Am prins 20.000. Nu, sumă de 1.000 de lei pentru fiecare cuplu, spun dumneavoastră. Aha, pentru fiecare cât aveați, da, 500. Eu gândesc la un moment dat că era suficient 50.000 de lei și cred în continuare că e suficient 500 de lei pentru fiecare cuplu, da, de căsătorii. Ceea ce am propus și noi acolo, 20.000 de lei, cred că doamna contabilă, nu? Domnul. I-am dus, vă rog, dar eu am făcut bugetul ăsta împreună cu femeia ta. Am înțeles. Nu știu ce înțelegi dumneata, nu înțelegi mult. Domnul Natar, vorbești când îți dau... Nu înțelegi mult, nu trebuie să dau dumneata. Nu, ba da, eu sunt președinte. Domnul privat, n-are rost să ne cerțăm. Nu. La vârsta 50 de ani, da? Nu mai putem așa. Da. Dar ce faci, mă? Păi nu știu. Domnul Dorescu vorbește, două președinte vorbesc. Primarul vorbește, dacă îți nu spune nimic, contabilul o întreabă dacă de voi. Dar dacă ne obstrucționați ca să ne... Păi văd că ne prezinte bugetul tău și dumneavoastră îl obstrucționați. Dar nu prezinte bugetul tău și dumneavoastră îl prezinte. Nu mai înțelege nimeni nimic. Deja nu înțelege de la dumneavoastră ce vreți să ne expuneți. Vă rog frumos. Vă rog, chiar dacă sunteți președinte, dar domnul Brânză, eu respect legea, doamna contabilă vorbea, domnul primar a intervenit, cum ar fi părut? Deci și dumneavoastră vă dau voie să vorbiți cât vreți. Dar haideți să... Dar nu pot asculta ce faceți. Nu că nu pot vorbi. Vă rog, doamna. La punctul 6 avem... pentru că nu mă încadram cu suma, am pus 48.000 la zilele comunii și 7.000 când ne trebuie să plătim scrisoarea de garanție pentru prelungirea contractului la Căminul Cultural. Și atunci au rămas 48.000 și cu 7.000, 55.000. Da. Văd aici că dumneavoastră ați solicitat... Vă rog, lăsați-o și vă dau voie să vorbiți cu prinsul. De zilele comunii, că rămân așa, au spus domnul primar, că așa sunt, suma este prinsă pentru 50 de ani de căsătorie, la fel, suma este de 20.000 de lei. Mai zic, mai rest? Nu mai am. Dar vă rog, domnul. Deci mai avem aici, văd, la antic cheltuieli, susținerea cultului se modifică sumele astfel. Parohia 4, Câihan, 45.000. Parohia Somodor, 45.000. Sfântul Nicolae, 45.000 și 106.000 la Măgura. Eu am propus, cred că omenește, câte 25.000 de lei, pentru că mai vrem să mai facem ceva cu omul ăsta. Dăm și la biserici. Deci bineveniți, pentru că bisericile nu pleacă preoții acasă cu el. Haideți să avem un pic de măsură. Am dat anul trecut 1 miliard. La Biserica Sfântul Nicolae. Foarte bine că se lucrează și acolo. Avadar a creat, cred că, vreo 700 de milioane. Foarte bine că și acolo se lucrează. Amin, măi. Dar haideți să avem un pic de măsură. 45.000 ori 3 și cu iar 1 miliard, celălalt, niște bani, zic eu, nu? Îți niște bănuți cu care putem face lucruri bune. Haideți să-i lăsăm pe dumneavoastră cu 25.000 și dacă mai au punctual anumite solicitări, să vină să le facă. Să vină să le facă. Anul trecut s-a urmat și la o rectificare. Doamna, contabil. Mă rog, domnule. Dumneata nu înțelege așa. Contabilul vorbește pe cifre, da? Nu. Dacă dumneavoastră are făcut o completare, o face. Tu nu o faci doar de dragul de a disturba activitatea aici, asta o credință. Ce s-a întâmplat la murit, da? Dumneavoastră nu înțelegeți că eu înțeleg. Eu înțeleg. Domnul președinte. Da. Vă rog, domnul președinte. Eu nu am știut de materialul ăsta, nu s-a prezentat nici în ședința pe comisie, nici nu am un material în mână electric, așa să văd despre ce-i vorba. Dar aș întreba așa, eu sunt de acord cu sumele, nu cu astea, să se dea la biserici. Dar l-aș întreba, sau cine a inițiat proiectul ăsta? A stat de vorbă cumva cu părinți, cu preoții? Au venit preoții și au adus ceva facturi? Au în intenții niște lucrări de amvergură care sunt necesite pentru anul ăsta, sumele astea? Care au venit, care n-au venit și care-i stadiul. Deci,
Probabil s-a discutat cu preoții, am mers cu colegii noștri și am stat de vorbă cu preoții și am spus, stimați colegi, asta este, uite, preotul Cutare vrea asta pentru că preotul Cutare sau parohia Cutare, nu preotul, parohia Cutare are nevoie de banii ăștia pentru că. Așa, așa văd eu treaba. Poți să vă răspund? Nu. Să-mi răspund inițiatorul, cine a făcut sau a 10 inițiatorul. Cine a zis comentariul? Sunt de 10 colegi care au semnat și așa, eu, dacă îmi las voi... Foarte bine îmi explică, da, domnul Gărușcă, da, pentru că să cred că nu o să puteți să ne explicați. Vă rog cred că să, puteți, să lăsați răutatea și că... Nu care vă caracterizează și... Nu mă nu intram în dialog. V-am ascultat, vă rog să ascultați. Nu faceți. Domnul Berușca, adică funcționat. Am înțeles. O să... Să-i răspund așa. Da, deci, mai repede. Da. S-a alocat 1 miliard pentru parohia... Măgura 2. Foarte bine. Și noi am pus 6.000 de lei în plus, pentru că... și vă spun și unde, adică noi am luat undeva. Dați voie să termin, domnul Răscărescu, vă rog. Și voi vă... preotul, de exemplu, de la Crihan, are de achitat 30.000 de lei facturi care trebuie să achitate, adică nu-i ajung bani. Și mai are de făcut și drumul până la... și are mult... Toți sunt în construcție. Și acum, eu pot să vă spun că s-au luat bani de undeva, de unde nu trebuia dat bani. Adică s-au dat bani, domnul Berușca poate... Exact, spune ca domnul. Să lăsăm de bine. Vă rog, domnul, s-au luat banii pentru și am dat la biserică. După cum a spus și la începutul prezentării acestui amendament, s-a redus capitolul de funcționare de la salarii la poliția locală și bănuții au plecat la cult. Momentan. Sunt bani asigurați pentru, cred că, pentru următoarele 9 luni de zile. Dacă stăm bine și ne gândim, noi am avut începând cu luna iulie, a fiecare an, au fost rectificări și cu siguranță s-au găsit. Dacă doamna contabilă și ne-a spus, doamna, știți foarte bine că anii trecuți, pe luna 10 sau la 11, s-au mai rectificat partea cu salarii. Nu e asta cazul. Toți colegii care au fost semnatari acestui amendament au plecat de la premisa acestui discutat în ședințele trecute, vis-a-vis cu poliția locală. Asta a fost gândirea. Mai mult, dar n-am ce să vă mai spun. Păi nu știu ce vreți la asta, dar ce ați mai discutat dumneavoastră sunt problemele dumneavoastră acolo. Iar dacă domnul, eu nu sunt domnătorul de cuvântul ăsta. Nu, dumneavoastră vreau să înțelegeți așa. Eu, în calitate de ordonator de credit, am obligația să asigur salariul. Deci sumele minime pentru asigurarea salariului sunt obligatorii. Dacă sunt alte cheltuieli, pe care vreau să considerați că nu trebuie să făcute, sau sumii care sunt alocate acolo, puteți discuta despre lor, dar asupra salariului nu. Indiferent dacă pleacă polițistul local, dacă stă, dacă angajăm polițistul local, dacă mai facem și alte mutări sau permutări în cadrul, în cadrul aparatului propriu. Ați luat banii de aici, ca să arătați dumneavoastră, domnule, putem să facem așa. Ideea este alta. Dar de ce nu putem face în trimestrul 2 sau când, în trimestrul 3, de ce nu putem face rectificare, să dăm bani la biserică, dacă o să mai ai nevoie? Eu asta nu înțeleg. Aici este esența. Și eu spun aici în fața camerelor, pentru că nu mi-e simteamă și sunt un om care își asumă. Da, eu am cerut, în fața dumneavoastră prin buget, 25.000 pentru fiecare biserică și 100.000 pentru biserica care vreau și ei. Pentru că eu nu fac nici campanie electorală și n-am alocat banii ăștia pentru că am dorit să-i fac cuiva un favor sau un avantaj. Nu. Am discutat și cu preoții care au venit și așa am discutat noi 25. Punctual, dacă în timpul anului mai aveți nevoie, solicitați, discutăm în Consiliul Local, vorbesc asta. Discutăm în Consiliul Local și luăm decizii. Dar să puneți acum atâta smerenie de bani și să vitregeți fonduri de salarii, de mine mi se pare o prostie, să nu vă supărați. O prostie. Să faci un amendament pentru așa lucru. Păi, frate, vrem să dăm bani la o biserică. Vine preotul, scrie. Domnule, nu mai ajunge bani pentru tablă, nu mai ajunge pentru noi. Foarte bine, discutăm, rectificăm și dăm. Dar să ne apucăm să scoatem din fondul de salarii, să-i punem doar ca să arătăm că e 45 cu 45 aici și cu alea. Bun. Nu știu în serio, domnule, asta e mai mult decât o prostie. E punctul dumneavoastră de vedere, da? Bineînțeles, da. Punctul care să se. Noi avem un alt punct de vedere, vă rog, doamna Vasiloiu și apoi domnul Marian Puzi. Stimați colegi, anul trecut, am pus un anul
am promis un singur lucru. Vom aloca bani pentru Biserica Sfântului Nicolae, iar la următor buget, adică cel pe care noi votăm acum, vom da și celorlalte biserici, în special Bisericii Parohia numărul 2. Da? Da. Am, este propus și 25.000 de lei pentru celelalte două biserici, trei câte sunt. Deci nu mi se pare corect ca domnii funcționari care sunt atenția să rămână fără fonduri de salarii până la sfârșitul anului calendaristic, totodată să vizăm pe faptul că un funcționar va ieși la pensie. Nu ai de unde să știi. Da. Deci eu mai spun o dată. Deci nu rămân până la sfârșitul anului, deci sunt asigurate salariile pentru polițistul local până în luna 7 când se face rectificare, da? Dar de ce să... Nu, este funcționarul primăriei. Și eu trebuie să aibă salariile tot până în acel... Domnul președinte, propunerea mea în buget este pentru un trei, anul calendaristic. Iar dumneavoastră, vreau să înțelegeți. Și să luați de faptul că nu puteți în mod arbitrar, nu puteți în mod arbitrar să luați decizii de diminuarea salariilor sau de tăierea sumelor pentru salarii. Am auzit propunerea dumneavoastră, vă rog să lăsați pe acolo să vorbească. Domnul Puiu, vă rog. Da. Nu sunt de acord cu amendamentul dumneavoastră, în două situații. În primul rând, noi din Câteșcu avem un proiect de hotărâre pentru înființarea zilei comunei mântului. Dumneavoastră vă raportați, acum aveți înființat o altă sărbătoare, zilele culturale. Putem bugeta un subcapitol care ne este înființat. Noi avem deja, înființat zilele comunei mântului. Asta se poate bugeta. A doua situație. A doua situație. Văd că ați mărit sumele pentru biserici. Eu vreau să vă aduc la cunoștință că mai sunt obiectivi în Comuna Mădura, unul din obiectivii pe care am discutat să vă este o regularizare a fostului MGM, care se poate toată comuna. Și după cum vedeți, schimbările climatice au ajuns la un apogeu. Nu putem aloca sume atât de mari bisericilor. Zic că sumele sunt potrivite la momentul ăsta și așa cum a fost prevăzut în buget. Da, este dreptul dumneavoastră, votați cum credeți voastră, dacă sunteți de acord sau nu. Cine mai vreau, domnul? Un singur răzut, vreau să-i dau colegului Marian. În vinerea trecută m-am depăsat la Apiniseret și mi s-a confirmat că suntem pe lista de investiții pentru zborul unui gel și va fi decolontat de banii celor la pasiret, ca cu 2 ani de zile, dacă v-am gândit. Același lucru, am făcut adresă în cursul anului trecut, am primit un răspuns. Se va face pe banii a pasiret, de aceea nici nu am insistat, aș direct afectat de legeat. Domnul Trăstanu și domnul Mirușchiu, poate că dumneavoastră v-ați adresat la pasiret, am și o cunoștință de aceste lucruri, comunicăm foarte bine cu dumneavoastră. Din lucrări mecanice am mai avut parte și chiar mulțumim că ne-au fost alături. Dar nu sunt suficiente, asta vrea să arate domnul Puiu. Adică, dacă vin dumneavoastră cu excavatorul sau băgăm noi pod de excavatorul nostru, că l-am băgat în anumărate rânduri. Astea sunt lucrări care țin până la prima viitură, la prima ploaie mai puternică. Pentru că balastul pe care îl depozităm noi, nu constituie un obstacol în calea afară. Și ne referim chiar la zona unde locuiesc părinții dumneavoastră, da? Care nu mai au acces la casă, nu mai au acces la curte, nu e acces pentru salvare, nu e acces pentru alte autoutilitare care răspund de obicei la 112, la apelul de urgență, da? Asta vrea să spună dumneavoastră. Lucrările mecanice facem și noi, mulțumim frumos, avem un excavator nostru, facem fără niciun fel de problemă. Lucrări ample. Lucrarea de diguiri, gabioane, ceva de genul ăsta. Adică, ne grăbim să spunem, domnule, vrea să ajungem, spunea și domnul consilier județean. Aici, domnule, vrem să arătăm comuna, nu știu cum să fie, cum vrem să arate comuna? Umblând și scormonim cu bunul excavatorul sau cu excavatorul din Bârâu? Păi și atunci cum vreți? Proiectul acesta presupune exact îndiguirea lucrării ambele care vorbiți. Proiectul despre care vorbiți dumneavoastră este proiectul din 2007. Lucrări mecanice nu prevede decât lucrări pe excavator. Asta știu și eu. Ce înseamnă că sunt informații diferite. Bun. Cineva vrea să se înscrie la cuvânt?
Vreau eu să mai spun, aici la biserici ați spus 45.000 și în discuții ați făcut referire că preoții au de plătit facturi. Deci preoții nu plătesc decât investiții, nu energie electrică sau combustibil. Da, și din momentul de când se dă banii, de atunci până la sfârșitul anului trebuie să deconteze factura. Nu care factură din ianuarie și noi dăm banii în luna mai. Și el își decontează factura din ianuarie, da? Deci nu facturile care le au de decontat. Doamna, eu haide să vă spun că normal trebuia pe 350 se înscrie și nu știu care. Din păcate, la noi în comuna din 2000, de când sunt un consilier, au venit, au cerut o sumă, nu au prezentat și apoi au venit cu facturi. Asta este, cum am zis, nu ne ascundem după lege. Eu n-am spus că preoții vor plăti facturi de lumină sau de altceva. Ați spus că are facturi de plătit. Păi și asta nu înseamnă că sunt de lumină, doamna contabilă. Păi dacă au de plătit la momentul ăsta, dacă au de plătit la momentul ăsta, nu poate să-și plătească din banii care le dăm voi factura conformă. La susținerea cu formă. Are factura conformă? O factura conformă nu face domnul vice luna în februarie și noi dăm banii în luna mai. Nu se decontează facturile anterioare ale sferii bugetare, da? Înțelegeți, adică nu mai... Am înțeles. Am mai departe. Mai aveți ceva? Nu. Așa, vă rog, domnul Cristaru. Domnul primar, dacă considerați, dacă aveți mai multe informații de termen, este proiectul de regularizare a fluvii Negreazu, care e la area Vasele, și considerați că trebuie alocate și sume de lângă partea primăriei, eu sunt perfect de acord, înființăm un capitol pentru... Avem 360.000 de lei la rezervă construit locul. Dar poate trebuie înființat un capitol chiar și cu bugetare zero, ca să fie acolo. Eu sunt perfect de acord. Dacă aveți informațiile astea pe care eu nu le aveam, eu sunt perfect de acord să alocăm fonduri pentru regularizarea pentru legea. Sau cum vreți să se numească? Proiectul care vorbesc dumneavoastră din 2006. 2007-2008. Așa, era un studiu de dezabilitate. Exact. Am vrea numai lui la Vasile. Exact. Am văzut, am studiat problema, la un moment dat, înainte am avut. Deocamdată, din discuții cu oameni, și ne-a luat doar utilaj, așa cum ne-a luat și la anii anterior, pentru hârbi, gata, pentru fărul unui gel. Nu avem niciun semnal că s-ar aloca ceva sume pentru, pentru reactualizarea studiului. Este prinsă reactualizare. Într-adevăr. Dar nu avem niciun semnal că intră la finanțare, că s-a luat ceva bani pentru el. Nu. În sensul ăsta nu avem nicio certitudine. Dacă dumneavoastră v-au spus de alocare de utilaj, da, utilaj de scavator, probabil o să ne mai dea ca să ne facem și noi treburile pe zona doar. Da? Numai eu fac o mențiune, domnul Dăscălescu are urgență și o trebuie să plece. A precizat că votează bugetul, dar fără amendament, dacă sunteți, doamna secretară, dacă poate să fie, dacă există probleme legale. Doamna Tantulatere, n-am vă discutat. Celelalte proiecte a spus? Nu. Da, ok. Da. Bun. Mai aveți, mai are cineva ceva de spus? Domnul primar, aveți ceva de spus? Da, scurt, vă rog. Dacă scurt sau nu, dar sau să hotărăsc eu, domnul viceprimar. Vă rog, spuneți. Vă rog, să luați să mai citiți și mai din codul ăsta. Trebuie să vedeți și rolul are primarul ședință. Vă rog, spuneți. Da? Haideți. Avem timp. Până mâine. Până mâine o să stăm aici, nu-i problemă. Nu. Și așa, să ne cazăm la patul la servici. Sunteți odihnul, probabil. Da, am fost în dimineață. Nu v-am văzut. Dar nu trebuie să mă vedeți. Nu, dar trebuie să vă văd destul de acolo. Și o să devin o, un obicei ăsta. Da, da, da. Deci vorbesc foarte serios, da? Da, să vorbiți, da. Vorbesc foarte serios, dar vreau să fiți la mine la birou. Nu stați și umblați coclaurile și veniți la 10, la 11, la 12. La punctul 6. Construiri și dotare și sediu AT. Mă abțin, da. Abțin. Modificarea așa, după să modific un studiu de fezabilitate pentru construire și dotare sediu AT Comuna Mogura. Aveți ceva împotrivă ca și Comuna Mogura să aibă o primărie nouă? Pentru că cea care este construită, în care funcționează este de 1908? Adică oamenii ăștia nu au dreptul să lucreze și ei în condiții normale. Dumneavoastră știți, acum spun în fața camerelor, cu oamenii ăștia, dacă mă dânz de cap, mă obligă să le asigur condiții, eu nu-i pot asigura condiții. Eu nu-i pot asigura condiția acolo. Toate localitățile și-au făcut primării. Nu este un mofta meu. Nu este neapărat o dorință a mea să arăt că noi o să fac o primărie în care eu, primarul Comunii Măgura, să stau la balcon să-i fac de mână la cetățeni. Este o necesitate. Este o necesitate. Nu avem o primărie reprezentativă. V-ați văzut, avem o primărie. Toată lumea spune, vin oameni din oraș. Da, vin oameni din oraș, se mut în Comuna Măgura. Și primul impact care erau cu primăria, spune, dumneavoastră, chiar nu puteți să faceți o primărie, să aveți dumneavoastră o primărie
funcțională, cum, așa cum trebuie, cu toate totelele. Dar ce credeți că mi-e sună zărinii acum, că vreau eu banii ăștia să-i duc? Am făcut drumul, am terminat cu cheltuielile, avem un pic de bărșoasă, hai să o începem, o facem în 2, în 3 ani. O vedem noi cum o facem în câți ani. Dar să-i dăm bătaie. Ori dumneavoastră să-mi pune să fac studiu, ce să fac un studiu? Și cât ați spus aici? Construirea UAT, așa cum în sub 786, mă duc și voi avea 10.000 de lei, 100.000 de lei pentru un studiu. Pentru ce? E suficient. E un pas de plecare pentru a găsi o finanțare, în primul. Asta a fost gândirea. E vreun colegi împotrivă să facem țelit. Domnul Meruș, vreau să vă întreb asta. Dumneavoastră considerați, până la ce linii sau alte linii de finanțare, o primărie ca Orbura sau orice altă primărie din țara asta are dreptul la el. Are dreptul la el proiecte? Ascultați-mă! Nu se poate așa ceva, adică trebuie să înțelegeți. Da. Dacă te duci la cerii, ai drum, ai drum de pus, ai construit sală de sport. Credeți că o să zic că domnul Costa, ce bine că ați venit și primarii stăzi nu s-au mai gândit alții să mai vină cu un alt proiect? Sigur am spus, domnul primar, dar dă-o încolo, ești în avansat cu trei obiective, dar chiar nu... Practic chiar nu merge, nu mai nici un alt obiectiv și ca să beneficiezi cu una măgura de investiții din partea companiei naționale de sume considerabile. Mai sunt și alte localități, să știți. Cam așa spune problema peste tot. Adică, în altă parte, unii vreau să mă duc la construirii primării. Nu sunt linii de finanțare pentru construirii primării. Nu sunt. Da. Iar eu cred că este o necesitate în continuare. Chiar ne dorim așa ceva. Bine. Din partea aparatului. Știți că v-am prezentat la începutul anului, cred, situația încasărilor și v-am arătat că se muncește. Și se muncește în niște condiții care nu sunt ok. Dau exemplu la birou din spate, care le știți și noastră. Deci avem 3 compartimente într-un birou. Să zicem că restricția cu intratul a fost din cauza pandemiei, dar să vorbești doar la telefon, că trebuie să asigurăm cumva. Dacă vorbesc toți, sau vorbesc doi, ceilalți doi nu mai lucrează în condiții optime. Plus că e spațiu, lipsește spațiu pentru depozitarea documentelor care sunt curente, nu cele care trebuie să arhivate. E vorba și de sănătate, hârtiile adună praf, sunt multe. Și chiar uneori eu mă uit și la mine, chiar dacă mi-am făcut acel glas bani, să împart registratura de mine, uneori trebuie să las ușa deschisă sau să aude și pe acolo. Deci chiar nu se lucrează în condiții ok. Nu că vrem noi ceva mai, nu știu cum să zic, luxos sau asta. Este chiar o necesitate. La fel este și la biroul domnului vice, unde este asistență socială, este SVSU, este consilierul primarului și domnul vice, da? La contabilitate, în partea asta, la altul, unde doamna contabilă ar trebui să fie singură ca să fie atentă la ce face, avem 3 persoane. Au fost 3 persoane, am mutat-o pe Niculina în container ca să mai să aibă un pic de liniște doamna contabil din contribuabil ca să-și rezolve cu rolurile fiscale ca să dea roade pe încasări, care ați văzut că există. Da. Gândiți-vă un pic și la colegii mei. Alegerea cum este a dumneavoastră și noi trebuie să dacă vorbesc și eu și pe aia dau cuvântul. Mulțumesc. Domnului Verușca și domnului Asencamena, domnului cu siguranță sediul de sediul primării trebuie și este important, foarte important. Și eu ca viceprimar, cum a specificat doamna contabilă, stăm 4 în același birou. Când nu vorbește la telefon, nu se mai... celălalt nu poate să lucreze. Dar consider că sunt lucruri mult mai importante de făcut, părerea mea. Adică noi nu avem asfalt, nu avem nu știu care, nu avem apa canal, nu avem nu știu care și pe aia ne spargem în cucuri să facem sediul primarie. Și nu am spus noi, când am hotărât și când am semnat acest amendament, n-am spus că nu facem sediul primarie. Am alocat 1 miliard
pentru proiectare, pentru, adică să începem. Oricum nu poți să faci sediul primariei cu 5 miliarde, dar cu 1 miliard poți să faci și să începi, să faci proiectare, să faci. Vă rog, domnul Verușcă, în termină. Nimeni din cei 10 colegi care au semnat acest amendament nu este împotriva construirii unui sediu de OAT. Este mai mult decât necesar. Și dumneavoastră, domn primar, primul pas pe care l-ați făcut ca să demarați această investiție era să faci un studiu de fezabilitate. Asta e putut să facem. Noi, în momentul de față, am alocat suma de 100.000 de lei, care este o sumă generoasă pentru un studiu de fezabilitate. Este o sumă generoasă pentru studiu de fezabilitate. Avem un punct de plecare, realizăm acel studiu, ne vom da silința să căutăm o finanțare. Păi dacă nu reușim să găsim o finanțare, avem timp, luăm o hotărâre și vedem dacă o să reușim să facem la buget local. Dar pentru că dumneavoastră ați afirmat la ședința trecută, construirea unui sediu de OAT nou ar putea ajunge și la 1 milion de euro. Pentru că dacă facem un calcul simpluț, grădinița din Crihan, un obiectiv, care este în curs de realizare. Să dea Dumnezeu să-l termine, deci să mișcă greu, au costat vreo 31 sau 32 de miliarde de lei vechi. Sediul de OAT este mai mare decât grădița din Crihan și cu siguranță depășește valoarea investiției. Noi, cei 10 consilieri, am făcut un calcul și am spus, domnule, este complicat să ții o investiție de aproape 1 milion de euro la buget local și, sincer, implicit cauți o finanțare să găsești o finanțare guvernamentală. Europeană nu dau europenii bani pentru construcții de sediu OAT. Singura noastră șansă este Guvernul României. Nu putem decât să apăsăm accelerația în direcția asta. Pentru că sunt prea mulți bani la bugetul local. Cel puțin așa am gândit-o noi. Dacă dumneavoastră credeți că putem, sau lăsăm drumul lui deoparte, și credeți, nu vorbesc politicianist. Păi tocmai asta e motivul pentru care vreau să-mi spun punctul de vedere, să fim bineînțeleși. Noi, consilierii locali, avem 2000 de oameni care circulă pe drumuri de piatră în Comuna Măgura. Noi, consilierii locali, în Comuna Măgura, sunt vreo 2000 de oameni care circulă pe drumuri de piatră. Fără supărare, au prioritate. Dumneavoastră, credeți că eu dorm noaptea sau nu mă gândesc și eu, domnule, ce să fac și cum să rezolv situația asta? Tocmai v-am spus mai înainte. Nu poți să mergi sub bază pentru 100 de proiecte la aceeași sută. Pentru că, bușă, că spune clar, domnul, du-te și lasă-ne, că nu se poate. Adică chiar vreau să înțelegeți că nu se poate să fie finanțate în obiective la aceeași sută de finanțare. Vă repet, avem drumul prin urgență, avem sala de sport care este avansată, este un lucru aici. Nu mai primim altă sursă de finanțare, sursa asta să mai primim construirii și sediul primării. Eu mai vin să lăsați bănuții ăștia aici și chiar să începem efectiv. Nu terminăm anul ăsta. Mai turim ceva la anul. Eu nu-mi doresc să avem o primărie cât grădința din Crihan, de 1000 de pătrați. Doamne ferește! Și nu cred că e cazul, nu cred că e nevoie. Doar că doresc, la fel ca oamenii ăștia care muncesc în condițiile alea vitrege acolo, să avem o primărie în care oamenii se poată să-și desfășoare, să aibă birouri mai mici, dar să-și desfășoare la modul individual unii dintre ei. În contabil trebuie să te ascândească. Nu mai vorbim din secretar care trebuie să gândească înainte să semne niște scrii. Iar oamenii ăștia trebuie să aibă condiții. Nu neapărat trebuie o clădire de 1000 de metri pătrați. Nu, eu cred că în 20 de miliarde, în condițiile în care o facem în curte aici, ne-am descurcat, 25 de miliarde. Dar nici să stăm așa, să facem studii de fezabilitate, să așteptăm că cineva va deschide o linie de finanțare. Ca să facem și noi să arătăm că mână gura, în comună, despre care vorbiți de la 6 km de oraș. La 6 km de oraș, așa stăm. Da, așa stăm. Punem bani în buget și vă rog păsări. Nu, domnule, îi punem într-un fond de rezervă la dispoziția consiliului local. Ce să fac cu el? Domnul Berușcă, cetățenii din comuna Măgura sunt și în grija mea, sunt în atenția mea, nu sunt ai mei. Nu sunt ai mei. Nu sunt ai mei. Sunt cetățenii Comunei Măgura, care ne-au trimis pe noi toți aici să facem ceva pentru ei și implicit un sediu în care se simt și ei că cei care îi reprezintă răspund la goleații lor atunci când trebuie. Și mai operativ, da? În condițiile astea e greu. Ar fi bine când vin în comună să nu fie nevoie să vină murdar din Noroi. Și nu v-am înțeles aluzia, domnul.
Nu m-am înțeles, domnule. Nu m-am înțeles. Haideți să mă întreb așa. Domnul primar, aveți ceva de spus? Am văzut, da, mai am ceva de spus. Văd că tot vorbiți, domnule, nu avem acum, nu avem canal, dar ce dumneavoastră ai impresia că cu 3 miliarde sau cât sau 7 miliarde. Până acum, împreună cu domnul Cosel de Zama, ați enumerat toate obiectivele principale din Comuna Măgura. Apă, canal, asfaltare, ce mai durează dumneavoastră acolo? Și tot bateți la 5 miliarde și 7 care au dat Consiliul Județean, vă rog frumos. Vă rog frumos. Și la 786 de mii care a pus și noi spus și vă privăm. Nu-mi puneți cuvinte în gură. Dar nu vă pun cuvinte în gură, dar dumneavoastră ce exprimați acum, că dumneavoastră aveți 2000 de măgureni. Aveți vreo să-i vreo. Comuna Măgura are 2000 de oameni care locuiesc la drum, la drum de piatră. Nu mai zic că din lipsește alte utilități. Bun, doamnă Breză, vă rog. Stimați colegi, fiecare ați fost prin primărie și ați avut ocazia să vedeți cum vine cât un cetățean al Comunii Măgura și își face o cerere pe afară pe pervazul de la ferești. Fiecare dintre noi ați intrat în birouri și în afară de personalul care deservește primăria, care deservește comuna, n-ați văzut și aparatura aia din aparatura din birouri. V-ați pus vreodată problema ce capacitate de energie negativă este acolo repartizată pe metri pătrați, pe metri cub de aer, superaglomerația care este acolo. Deci este o necesitate. Dumneavoastră vedeți primăria bună numai când mergeți în alte comuni și spui, băi, știi ce aveau ăia acolo? Cum erau ăștia organizați? Bă, dar aveau o primărie. Mă, dar aveau un dispensar și acum începem să ne faultăm între noi că nu mai suntem de acord că aia nu e așa, că de ce aia să fie așa? Aia nu trebuie să fie așa, domnule, că nu e bun așa. Vă spun că nu e bine așa. Adică politicul și-o băgat coada, ca să nu-i spun diavolul, în bunul mers a comunei. V-aș ruga să fiți cerebral și să facem ce de făcut și să nu dăm în politică. Mulțumesc, domnul președinte. Noi nu avem un spațiu pentru arhivă. Avem colegi care lucrează în container. Gândiți-vă. Da. Deci, indiferent că vrei să faci banii comunității, adică un milion de euro, sau că vrei să iei bani acolo, trebuie să faci acest studiu de fezabilitate, nu? Păi facem un proiect, ne-am făcut de treabă, așa, cu 100 de mii de lei, nu ai ce să faci. Nu, faci cu finalul. Votez cu două mâini proiectul construirea unei sedi. Știu la fel de bine ca la asta este nevoie. Chiar am fost curând într-o altă primărie și am văzut ce înseamnă și cum desfășoară activitatea, că tot este pus la punct, tot ordonat de rău. Eu v-aș propune să votăm întâi indicatori tehnico-economici ca să știm cât de costă. Și să aruncăm după aia în consecință să mergem. Corect. Dar nu sunt exact. Asta vorbim în unui SF. Cum ajungem la acei indicatori? SF, probabil, cealaltă documentație, să știm. Cum dați și banii dacă sunt puși acolo? Deci, român, dacă vreți să luați... Eu nu vă contrazic. Eu mi-am exprimat o părere. Luăm și mutăm în altă parte pe alte investiții, dacă este nevoie. Deci, acum nu se știe dacă banii vor fi folosiți la gaze, la drumuri, la ce este, dar trebuie să-i luăm de la... Ce vă asigur, votez cu două mâini proiectul de construirii seriului. Eu am făcut doar o propunere, puteți să nu fiți de acord. Putem să-i mutăm și mutăm dacă doriți. V-am ascultat și chiar nu se realizează. Ideea este așa, dumneavoastră că veniți banii ăștia acolo, îi luați la seriul primării și duceți într-un fond de rezervă la demuna consiliului local. Lasă-i domnule acolo să vedea ce facem cu ei, facem primăria, o facem. Oricum o facem prima dată o studiu. Deci, decizia oricum privind aprobarea indicatorului luăm împreună. Că nu mă apucă o costă așa acum să vin și vă spun, costă 30 miliarde, vă facem o face. Da, nu există așa ceva. Da, vreau să... Adică lucrurile astea toate, merg în direcția asta, dar nu vă supărați. Dacă luați din banii ăștia, dăm prin nu știu unii, câte 45.000 de lei colo, 45 colo, mai dăm nu știu unii, dar banii ăștia se duc, se cheltuie, să știți, și nu mai vin înapoi. Da. Dacă avem niște bani, banii se cheltuie cu folos. Aveți dumneavoastră dovada că eu cu ăsta și-am luat vreodată bani și-am cheltuie la discreț, așa că am vrut eu. Păi și atunci, ce mă stare toată? Vendeta asta, nu vă supărați. Iau banii de aici, că a pus primarul, s-o gândi și el să aibă un buget, să arate frumos așa, și duc în fondul de rezervă la îndemâna Consiliului Local. Dar și dracu pe românești faceți cu ea, bă? Da. V-aș ruga atenția la limbaj.
Da, va fi de folos. Când putem face alocat sumă de bani înainte de luna 7, fiind într-un fond de rezervă, dacă veniți cu un proiect de investiții, putem să-i punem și luna 3 acolo, din fondul de rezervă. Pe când, dacă îi alocăm unui proiect acum, nu mai putem să-i mutăm până la 7. Eu zic că ar fi de ajutor. Domnul Trestar, hai să mai iau altfel. Îmi dați 1 miliard ca să fac un studiu de fezabilitate. Să presupun că va costa 25 miliarde de lei vechi. Dar mi-aș spune, nu ești foarte mult, îmi pare foarte mult. Nu puteam să alocam banii ăștia. Hai, cheltuie niște bani. Sau niște bani ăștia. Eu vă zic, eu personal, votez cu două mâini. Dumneavoastră votați, dar colegii dumneavoastră vedeți că ei avea să se întâmple nimic. Adică se întâmplă nimic cu oamenii astea să stea în condiții în salut de acolo. V-ați uitat cu ăsta femeia la caserie? Stai un pic. Nu mă uitați. Într-o pașoară pe noi. Dacă o situație e ca zi cu ei, dar lăsați mă să spun. Sau pe 2 metri, pe 2 metri, pe 4 metri. Dar vă dați voi. Domnul președinte. Corică, că voi, nu contează. Suntem acuzați, suntem acuzați, noi, consilierii locali, că nu vrem sediu de primărie. Păi, fiind proiectul pe care noi l-am propus, este clar că dorim sediu de primărie. Doar că vrem din surse guvernamentale. Ce e atât de greu de înțeles? Adică, oricum durează 2-3 luni. Cum puteți să spună, domn primar, că nu vrem? Acest studiu durează 2-3 luni, dacă nu mai mult, și atunci va vine de mișcare. Adică, de ce certificare, domnule? Păi dacă... Anul trecut am primit din rezerva guvernului 400.000 de lei. Ei, spuneți dumneavoastră ce faci cu 400.000 dacă îți dă din rezerva guvernului 400.000. De câți ani te întinzi, dacă vreți, nu mai vii la guvern? Bun, la discuția, cred că dumneavoastră aveți un punct de vedere mai mult. Deci, dacă încasările au fost în anul 2020 12 miliarde și în 2021 19 miliarde, eu cred că s-au muncit. Da. Iar de banii ăștia, oamenii ăștia n-au dreptul la nimic, decât să muncească în continuare ca sclavi. Da. Doamna Vasiloiu, și pe aia trecem la... Dacă vreți, domnul, aveți altceva în urmă, trecem la să votăm proiectul. Vă rog, doamna Vasiloiu. Acum vedeți că colegii de la Sinatratul Propria Primăriei, care lucrează în condiții în care nu cred că mulți dintre funcționarii ale altor primării ar suporta, consider că ar fi necesar, din punctul nostru de vedere, eu, în punctul meu personal, de vedere, ca acest ban să rămână aici, iar dacă vom găsi o sursă de finanțare, între timp, vom face și studii de fezabilitate, nu ce, că demarăm tot ce este de făcut, dacă găsim sursa respectivă de finanțare, putem face rectificarea la acel bănuț, acolo unde este nevoie. O să vă răspund? Da, bineînțeles. Ori sunt la dispozitie la Consiliul Local, ori sunt acolo, e același lucru. Exact, asta este de sursă de finanțare, ce facem? Mai stau un an și mai fiu din un an și colegii de la primărie rămân în aceleași... Trecem la votarea... Sală de sport gimnazială, școala gimnazială, e în Băiescu Mărgura. Cu suma de 70.000 de lei se modifică la 10.000 de lei. Care e problema? Unde e considerând? Și vă ne-am înțeles de aici. Aici sunt avizii de plătire. Uite, azi ești meu. Nici sală de sport nu avem nevoie. Până acum sărea toată lumea sus. Domne, vrem sală de sport, domn primar nu face nimic în ziua sus. Ia cât tu fac. Ia cât tu fac. Dar v-ați dărit noastră că luați 70.000 și lăsați 10.000 de lei. Numai avizii, trebuie să o grămadă de avizii de luat. Da. Pot să vă întreb, dar sala de sport n-a fost depusă și din cauza proiectantului n-a fost domnul... Nu sunt la curent. Dar știam că la un moment dat s-a depus un proiect... Fost depus de port. Da. De port. Da. Și a fost... Fost pentru că proiectantul nu și-a făcut treabă. Da? Nu, domnule. Știți de ce a fost răspuns, ca să vă spun eu? Pentru că avem director competent, avem cadre didactici competente și nu avem abandon școlar. Dacă nu avem repetență, nu avem repetență. Ai repetență, îți dă bani. N-ai repetență, nu îți dă bani. Înseamnă că ești performant, nu ai nevoie. Asta e gândirea și rămâne. Asta este motivul pentru da, că da. Pentru că nu avem grad de abandon școlar care să ne aducă puncte, 5 puncte. Exact cum n-am avut gară. Cum n-am avut aerul? Gară ca să facem asfalt pe fonduri europene. Așa e România. Asta este. Adică acum ar trebui să-mi vinez directul, să-i aduc dumneavoastră acuzi, doamne, mai lasă 2, 3, 5 repetenți ca să nu încadrăm și noi în schema asta pe care îmi dorește statul ăsta român. Adică cam așa stăm. Mi-am dorit eu cu ăsta și întreagă proiectul ăla, doamne ferește, nu. Acum am reușit, l-am depus.
O să avem nevoie de amizia, avem nevoie de o grămadă de lucruri. Poate nu vor costa 70.000 lei. Habar nu am. Doar toate lucrurile să poate facturi, se contează, să adu la contabilitate, proiectul să face buget. Proiectul pe care l-ați folosit de poră, îl puteți folosi și pe axa asta de finanțare? Nu. Nu poate este actualizat? Proiectul era cu bulat, cu școală, cu nu poate fi actualizat? Finanțează proiecte tip, ca pe ordonanța 7, cine mai vechi. Da. Două proiecte tip. La Blăgești, la Valea Seacă, nu? Nu spun să astea făcut noi, la Blăgești și la Valea Seacă, să-l disport. Sunt proiecte tip scoase acum. Ah, am înțeles. Cum a fost pe ordonanța 7, terenurile alea de sport, așa. Tip, două tipuri, așa sunt și aici, trei, domnul primar, trei tipuri de fel de sport. Tip proiectat de ei pe anumite standarde. Nu știu, posibil 70.000 de lei să nu-i folosim. Nu trebuiască. Trebuiască 20-30, nu știu. Dar vreau să-i 70.000 de la sală de sport. Dar de ce nu spuneți să duci să luați 10.000? Dar de ce vreau cu 10.000 de euro? Vreau să duc eu, poți să 30.000 de euro. Mă mut în spate, tot în deci doar la studiu GEO poți să vă 3.000 de lei. Numai la alte studii care sunt acolo. Deci de ce vreau să mă mut în spate? Mă mut în spate, nu mă mut în spate. Nu mă mut în spate. Da, cum? Eu am avut brici, dacă vezi, ăștia banii ăștia am avut prins anul trecut. Și noi am zis că eu trebuie cunoscut. Sau nu să ne excedem. Da, vă rog. Deci, noi n-am desfințat acest, așa, am lăsat 10.000 de lei, noi considerăm că acest proiectant care noi avem, adică alte informații, că din cauza proiectantului, că nu, nu și-a făcut treabă, am pierdut pe bord. Nu mai pic. No. În cazul în care, la un moment dat, începeți acest proiect și nu știu care, putem să suplimentăm sumă, dar avem bani la dispoziție de consiliul local, nu este o nenorocire. Deci, ați încheiat, da? Deci eu acum ar trebui ca primar să stau la îndemâna dumneavoastră când veți dori sau când veți dispune, să-mi dați bani ca să pot să fac o cheltuială pentru sala asta de sport, care este în derulare deja, proiectul. Păi, dar v-am ascultat, oare, dar oare sincer, dar oare chiar suntem serios sau nu? Domnul, dar doar fac politrea. Fac eu o propunere de suplimentare până la 70.000 de lei. Lăsă-mi mai bani acum, mai frumoare. Și prostia asta. Propun suplimentarea până la 70.000 la suma pusă din fondul de rezervă. Bun, avem un amendament, da? De la 10.000 la 70.000. Dar noi, eu cu izotia asta, în 70.000, deci... Eu am propus modificarea amendamentului depus. De la 10.000 la 70.000. Și scădeți din 360 mai scădeți 60.000. Ei, nu pot să mai înțeleg acum. Hai că vă spunem în cer. Vă luăm în cer. Deci, mă duc cu 30, trebuie o lani. Da, pe unul da, doamna. Avem răbdare. Avem răbdare ca să notezi, să nu fii... Da. Stați un pic. Cine este pentru? Deci un amendament, nu? Modificarea amendamentului. Modificarea amendamentului. Nu s-a votat pe amendament. Cine este? Domnul Iotru. Nu-i nevoie, domnul. Eu am propus doar... Deci amendamentul nu-i votat. Îl mai putem modifica. Exact. Rămâne la forma inițială de fapt. Exact. Și se scade. Rămâne la forma inițială de fapt, da? Corect. Bun. Da, 60.000 se scad 60. Scădeți, treceți pe lista dumneavoastră, scădeți minus 60.000 din fondul de rezervă. Exact. Exact. Tot așa cum aș vrea să zic, da? Nu știu că și fondul de rezervă. La punctul, doamna contabil, la punctul 7 de pagina a doua, s-au luat din diverse locuri și s-a creat 316 jos, da? De acolo să se scadă 60.000 și să se ducă înapoi la sala de sport. Posibil să nu-i cheltuie. Da, da, acum este votat amendamentul. Nu este votat. Nu, e... Îl vom vota în forma finală după ce se fac toate modificările. Am discutat din ședința asupra. La punctul 13, demolare în școală, sat sau vorbol. Avem avizul de la Ministerul Culturii, avem tot ce ne trebuie. Oameni buni. Nu vine cu 20.000 de lei, cu sculii, cu oameni, cu utilajii, cu excavator, cu mașină de transport, să care atâta moloși de sfințe la taharam de clădire. 20.000 de lei, vă dați seama ce ori este pe o mașină de balans cu 12 milioane sau cu cea 1.200 de lei. Cine credeți că vine? Cât e ora de lucru? Cât e ora de manoperă? Dar oameni. Eu nu pot să-mi permit ca oamenii ăștia la gospodărie comunală să-i trimite acolo, să dea tabla jos de pe casă, să ia lemnul sau să fac ceva. Nu este regulă. Trebuie firma autorizată care să vină și asume șorbat. Prin contract și asumă responsabilitatea asta, că demolează, că neutralizează ce are acolo.
Dar eu nu știu, cu 20.000 de lei, dar ce lăsă ca să aduc pamaș? Ce să aduc acolo? A venit plătit avizic, îți faci proiectare pentru demolare. Adică noi l-am demolat așa, chem, eu știu, oameni din sat, bă, nu vrei să dărâmi, știu, hai la cu ziua, aici te trec pe asta, pe lista aici și îți plătesc la sfârșitul zilei. Investiția au fost și anul trecut și s-a pornit de anul trecut. Da, nu există. Ce demolare poți să faci cu 20.000? Băi, oameni buni, dar s-o poti singur, nu vă trăim în lumea asta. E motorină la obrei. O lămurire doar atât. Da. Punctul 13, unde avem demolare și înființare 40.000 și punctul 15, unde avem doar demolare tot 40.000. Adică, care e diferența? Demolare de școală, sasul Moldor se înființează înființare în bază sportivă. La satul Somodol, în incerea asta, dom'le, dacă demolați, deci e denumirea așa, dacă demolați școala aia, ce faceți în loc? Păi, faceți bază. Bun, așa trebuie să sume. Așa este documentația depusă la Ministerul Educației. Deci, 40.000 și chiar ne dorim să facem. Dacă nu, e costă 40.000. Deci, eu vă spun sincer, nu cred că vine cineva, poate nici cu banii ăștia. Este mult din lucru. E foarte multă manoperă, sunt foarte multe documente de făcut. Cred că ne costă proiectul 4-5.000 lei cu toate avizile. Se dorește în suma asta și înființarea, nu? Și înființarea, noi așa am dorit. Înființarea okay. ca și idee. Ea să construiești terenul de sport, nu o face niciodată. Dar la punctul 15 este demolare, atelier, școală Emil Brăiescu. Fără înființare și totuși aceea sumă. Nu, la asta e altceva. Hai să vedem, hai să o luăm acolo. Hai să ajungem acolo. Adică dacă cu suma aia putem să înființăm și să demolăm. Nu, e altceva scris. Aici nu înțeleg, dar puteți să-mi explicați. E aceeași sumă totuși, dar într-o parte se face și bază, într-o parte nu se face nimic. Ia citește un pic, scrie alt obiectiv. Da, păi atelier, școală, Emil Brăiescu. Da, e tot de demolare. Într-un loc e doar demolare, 40.000. Da. Avizul structurii. Pentru protej, v-am explicat că nu se demolează nimic din, corect, din patrimoniu. Trebuie să-i scrii că facem ceva tot pentru copii. Dacă la atelierul școală nu ni ceri, acolo nu ceri. Pentru că este din sine, noi o demolăm. Se spune, ce faci acolo? Vrei să demolezi, să lași așa? Cum lași? Nu, noi vrem să facem o bază sportivă. Un teren de ăsta sintetic, eu știu că nu am putea. De numirea generică, așa este. Așa trebuie făcut. Demolarea într-o parte costă mai mult decât în partea cealaltă. Asta înțeleg. Da, pentru că sunt mai multe avizi de luat sau mai documentație mai scufoase de făcut. Da, sunt avizi și la unul și la altul și expertize se face la fiecare. O expertiză costă 3.000 de lei. 2.000. Sau 2.000 de lei, cât au fost acolo. Nu știu, ce vă zicem? Întrebarea mea este dacă în această sumă este și inventare din loc de joacă, adică în 40.000? Nu. Asta am putut. Nu, deci niciodată cu 40.000. Cu 40.000 să faci documentație, să demolești școala aia, să faci locul de joacă. Deci, cred că... Eu vă propun să lăsăm bănuți acolo așa. Dar să ne uștim să facem ceva și eventual să facem și o minimă documentație, pentru că astfel de terenuri sintetice care îți fac, nu e dita proiectul, nu e cine știe cine. Deci aș putea să face și documentația, și demolarea. Încercăm să vedem ce putem face, dar de numirea generică, depus și la Ministerul Culturii, la Ministerul Educației, la Ministerul Educației, așa este. Pentru că ne ceri clar ce facem loc. Noi chiar vrem să facem lucrul ăsta, vrem să facem un teren sintetic acolo. Cred că e benefic și oamenii la fotbal, au dreptul la momentul lor, vrem să facem un fotbal. O minuță, ce ori vrea dumneavoastră să facem acolo? Hai să lăsăm suma aia la Sovodol acolo, la demolare și înființării, 40.000 cum este ea. Păi aș da în 20.000. Nu, stai să spune. Propun să totuși să găsim o soluție din mijloc. Hai să lăsăm banii la demolare și la Sovodol și la Măgura așa cum au fost prinși. Bun. Asta e propunerea mea, domnul Poftești. Să nu fie inopic, lasă-mă să spun două oameni. Să dea Dumnezeu să fie cum ne-am gândit noi spre cine să vii cu 40.000. Posibil să nu vrea să facă cu 40.000. O zile nu vrea, deci vă spun, motorina e 8 lei, ora de manoperă, ora de utilaj și toate alea acolo. Deci e mult acolo. Bun, dragi colegi, propun eu următoare chestie. Întâi scoatem lucrarea pe SICAP cu 20.000, dacă nu se prezintă cineva și nu știu care, va face timp. Propunerea domnului Dicinu.
Domnul Vici, domnul Vici, asta e timp pierdut. Domnul președinte, asta știți și presupuneți. Văd că vorbesc mai mult, înseamnă că trebuie să luăm amendamentul și să luăm suprema vorba puncte. Deci, eu propun să lăsăm suma întreagă acolo și într-o parte și alta. Posibil să nu prea puțin. Dacă 20 de mii, niciodată. Suntem de acord cu propunerea domnului Lichy. Adică eu personal sunt de acord cu propunerea domnului Lichy. Deci o lăsăm așa, numai... Din ce este ce care a semnat? Decis, trebuie să discutăm. Deci credeți că... Nu, trebuie să spun două la... Nu, trebuie să spun două la... Nu, trebuie să spun două la... Pentru că nu o să mai reușesc, nu mai controlizez nimic. Da, poate, la final. Notați aici pe el așa. La final. Stați un pic, la final, pentru că am picat cu toții de acord, se supune la vot amendamentul în ultima formă, cu modificările pe care l-a picat cu toții. Adică de-a. Să lasă înapoi 40. Lăsați înapoi 40. Stați un pic. Adică punctul 3 să nu mai fie. Punctul 13. Dar stați un pic, poate nu, poate 3 colegi sunt de acord și 7 nu sunt de acord. Noi am venit cu amendamentul, nu știu, acum facem vot parțial sau cum? Nu, vreau să trec. Doar, când votăm. Da, nu-i așa. Da, rămâne 40 de mii pentru fiecare. Bun, adică punctul 3 de la 3, 2 romani dispare. Da, corect? Deci scădeți 40 de mii de la amendamentul lor, da? Eu nu mai am avut la ea față, nu mai am avut. Adică ăsta zice nu știu, ca fiind un fain cum a fost. Bun. Haideți să trecem la punctul 18. Achiziții și amenajare două locuri de joacă în comuna Novgra. Se va preciza locația fiecare loc de joacă, iar suma de 150.000 se modifică și rămâne 50.000 de lei. Domnilor consilieri, eu mi-am propus așa și am cules și informații și de PISICAP, am făcut și adrese pe la firmii care fac astfel de locuri de joacă. Și m-am gândit pentru că tot am făcut undeva în satul nou Crihanul, în față la domnul Ceaunaș. Am balansat acolo ca să avem un loc de parcare. Să fie cumva, dacă mai vin oamenii la... Să știți că foarte mulți aleargă acolo. Așa, joacă și fotbal, vin oamenii să mai recrează. M-am gândit să facem un loc de joacă amplu, foarte mare, foarte generos. Cu împrejmuiri, cu planșeu betonat și cu covor de tartan. Adică cu covor de protecție, cu locuri în care să stea părinții cu bănci, cu locuri de parcare, cu tot ce presupune acolo. Dar din ce am cules eu informații, 1,5 miliarde undeva, 1,5 miliarde costă doar un singur loc de joacă așa, amenajat așa. Restul la 500.000 de lei, probabil, sau 300.000, cum e aceea, două vor fi probabil tot ce avem noi acolo în Săilac, un topogan și două coșuri și două bănci pe care le-am pus și pe alea din alte resurse. Adică, haideți să ne pliem pe o treabă gospodărească, să facem într-un loc și cred că acolo este cel mai propice, pentru că în cotul, încă nu am reușit să o scoate din sub cota de inundație. Va trebui să trecem cu budul excavator acolo, să cărăm pământ de pe malul ăla, să ridicăm cota aia acolo. Deși, inima mă doare, sincer, că am făcut și puntea acolo și nu putem face nimic acolo. Că nu ne dă nimeni aprobare pentru așa ceva. Dar haideți măcar în satul nou Crihan, lângă teren acolo, în partea de la Valiu, lângă domnul Ceaunaș, să facem unul ca lumea noi, oamenilor. Mariană poate confirma, Costel mă poate confirma. Vara, 70-80 oameni vin acolo cu copiii, din Metal Bar, din alte zone ale Măgura, și doamna consilier Chelar, vin acolo oameni cu copiii, la buma aia de loc de joacă, așa cum este el, mai de cap lui. Hai să arătăm la oamenii ăștia, cum spune și voi, că avem grijă de ei. Să arătăm că vrem să facem ceva ca oameni. Un lucru bun, și eu cred că un lucru bun costă și bani. Bun. Vorbesc eu și după aia... Ce era? Domnul Berușcă? Nu, vorbim cum să domnul cine nu în primul rând, acolo nimeni nu este împotriva, nu cred că niciun coleg de-al nostru este împotriva să facem locuri de joacă pentru copii. Problema este că, la un moment dat, locurile de joacă care le-am luat, mi-au costat 15.000 de lei care le-am făcut în trecut. Dacă se dorește să facem un loc de joacă de milită, numai de milită. În primul rând, eu știu că... La o firmă specializată și apoi... Dar bineînțeles. În primul rând și în primul rând... M-ați numai un pic, vă rog, vorbesc.
Și poți să verifici singur, cu dar mă lăsați să vorbesc, nu v-am întrebat pe niciunul. Ce a spus domnul? Da. Acolo, la terenul de fotbal, am stabilit că facem anumite investiții. Nu știu dacă putem, hai, doamne, să mai trântem și un loc de joacă și un... Nu sunt împotriva să se facă. Dar prima dată și prima dată trebuie un studiu, să vedem dacă... Și să vedem cât de mare este terenul de joacă, cât de lung și atunci, în funcție de suprafață terenului, ce conține și pe aia bugetăm bani. Nu facem, adică nu punem căruță înainte de cal. Întâi punem cal și pe aia căruță. Da. Ce la buget, domnul președinte, domnul președinte. Vă rog, domnul Berușcă și pe domnul primar. Da, eu n-am. Nu pot să spun lucrul ăsta, că nu fac reclamă nimănui. Deci am făcut apel la firmii de elită din țară. Am apelat la Dupex Cebeș. Cred că toată lumea cunoaște aspectul, îi cunoaște astfel de firmă. Este o firmă de renume care face lucruri de calitate. Și la Labitex Pro, de unde am luat locurile astea de joacă. Și am luat exact construcții similare, ce am văzut și eu că au făcut în țară. Dacă îi tras pe pagina lor de internet, veți vedea acolo tot felul de lucrări pe care le-au făcut. Am luat legătura cu dumneavoastră și mi-au confirmat, domnule, dacă vrei, un fac. Un loc de joacă, de anvergura asta, ca, așa cum mi-ai relatat, cam aici te duci până în maxim într-un miliard jumate cu covor, cu... Ce suprafață? E destul de mare. Deci, adică, spuneți, mi-e să zic așa, cam cât grădinița asta. Cam cât grădinița asta amprenta la sol, așa. Bun, ne permitem să dăm 200 de metri pătrați de acolo din teren, dar avem alte, noi nu avem la stadion, alte investiții. Nu, deci pe partea unde domnul Ceaunaș acolo, fi lungimii, fără să afectăm terenul de fotbal, ne permite zona să facem un astfel de loc de joacă. Avem și parcare acolo, adică condițiile ar fi. Noi, să arătăm la oamenii ăștia că chiar nu interesează, nu sunt copii, imprezmuit, nu dă câinii la ei acolo, e altceva. Trebuie să arătăm altceva. Am arătat atunci cu locurile alea de joacă. Le-am făcut foarte bine. Ce-am făcut și noi, ce-am putut face la început, da. Exact cum spui, ceva mai de elită. Adică ceva care se bucuri și oamenii ăștia, se bucuri și ochiul. Se bagă și unul ăsta, băi, am fost în Băgura, nu, într-adevăr, un loc de joacă frumos, măcar și la oraș sau la alte localități prin care au mai trecut unii. Și eu zic că ar fi bine, hai să ne plecăm pe tema asta și să lăsăm lucrurile așa, să facem un lucru de calitate. Pentru că așa dacă mai facem din astea de 15.000 de lei, într-adevăr, sau 30.000 de lei, ăsta... Astfel de lei. Nu au protecții copiii, cad pe iarbă, ăsta acolo, trebuie să știi măsuri de protecție. Eu zic, haideți să lăsim soluții și lăsăm acolo 15.000 de lei, 150.000 de lei pentru un loc de joacă ultramodern. Da. Căutați și vă oferte, nu am eu pretenția că eu mă percep cel mai bine. Căutați oferte, găsiți și voi, veniți cu soluții. Problema este în felul următor, dacă ați terminat, nu dați băieții. Nu trebuie să facem diferență dintre copiii comuni, indiferent că sunt din Dealul Mare, din Sohodon, din Crihan sau din Măgură. Adică unii beneficiază de loc de joacă la Crihan, de acolo, de 15.000 de lei și trântim acolo. Eu nu sunt împotrivă, dar haideți să le dăm la toți, adică dacă este așa, să modernizăm acele locuri de joacă, adică să fie toți copiii din Sohodon, să nu vină... E rând, nu poate, dar nu poate dată. Adică să împărțim suma de câte locuri de joacă sunt. Am înțeles, tată, mai veți militar să voi să vă dau și de bine. Eu sunt de acord, dar din păcate nu avem spații. Uitați-vă, avem terenul în poturi și nu putem face nimic cu el. Aici avem terenul la dispoziție. Avem terenul la dispoziție aici. Și putem să ne manifestăm acolo, să facem unul ca lumea. La anul poate găsim. Dar în Dealul Mare, din păcate, nu avem un spațiu atât de generos. În alte zone nu știu, doar dacă vom mai găsi suprafeții de care știu să-l cumpărăm. Și de albac și grădiniți. Deci vă confirmi domnul Ceaunaș și doamna Chelaru, cred că 70-80 de persoane pe timpul verii, fiecare seară sunt acolo. La loc. Nu, bă, nu, bă, gândiți-vă că nu avem spațiu pe care am vrea să construim așa. Beți luate așa. Atâta noi care îi oferim din orașul mare. Dar nu este, nu e vorba de beți luate, doamna Chelaru. Și teren, este spațiu, este patraia, este lângă strada principală. Stai să fii. Am spus că banii aia se rămân pentru locurile de joacă. Da? Haideți să începem cu asta și vom face parcurs, tot mai mult. Am înțeles, da. Deci vorbim de acuzații care nu îl pune nimeni veții în luat. Încercăm să facem echitate între toți copiii comuni, da? Dar are un copil interdicții să meargă din Dealul Mare, organizat, are un copil interdicții din Sohodon să meargă acolo. În centru cultural, domnule. Acolo, este atașat și de bază sportivă solidă.
Vin foarte mulți părinți care joacă fotbal acolo. Fac echipe, fac rus tot felul de... Să se întâmplă și alții acolo. Iar copiii stau cu pumanele directul la locurile alea de, de joacă. Eu zic că acolo e cel mai bine. La de anvergura asta nu cred că mai avem teren în altă parte. În care să, în care să montăm așa o teren. Zic că ăsta ar trebui să fie un singur, mare și generos. Lângă grădiniță ce se întâmplă cu terenul? Care, da? Grădinița din Crihan. Grădinița din Crihan, creșă. Suntem în lista sintetului cu creșă. Creșii se dau la toți care cer creșă. Și atunci ar zic creșă, zice și noi să luăm o creșă, doar nu o fi. Deci, domnul Ciocile este aici, votează bugetul cu amendamentul. Dacă... Bine, sunteți de acord să facem lucrul ăsta așa? Domnul președinte. Nu nici cât timp, nu-i bine. Vă spun eu, când vrei să te gândești, când vrei să te gândești, mai rog de lucru. Hai să facem un lucru serios, frumos, cât o costa, vedem, doar facem proiectare, facem studii. Că o costa un vreau zbat, un vreau pastru, un vreau testuri, dar trebuie făcută și proiectare, și documentație tehnică, și trebuie și construit acolo. Și eu zic că e frumos. Eu zic că e frumos. Haideți să dăm atenție la lucrurile astea, că nu vrea nimeni acum să facă împotriva cuiva sau pentru cineva. Dar, într-adevăr, au și copii aia nevoie. Și aia, dar nu poți, nu ai spațiu. Un deal mare, de exemplu, și acolo sunt primul întregiți spațiu. Bun, și în cazul ăsta o să rămână un singur loc de joacă la acolo. Nu, o să mai facem din astea mici, probabil, undeva. Unde? Dacă luăm pe ăla mic. Unde? Dacă luăm pe ăla mic de acolo, într-un colț cu dealul mare, putem să-l punem pentru nevoi din astea copiii locali, acolo, cum avem și la școală la Somotor, la școală la Crihan. Dar unul mare, așa, unde se vin și părinții. De aici este atașat de, de terenul de fotbal. Vin cu părinții, mai aleargă, fug, foarte mulți aleargă seara. Vin cu copiii să joacă acolo, cred că este mai mult decât benefic acolo. Să facem acolo, și o vedea și în alte locuri, unde mai găsim două. Și eu cred că e bine așa. Haideți să ne... Domnul președinte. Vă rog, domnul președinte. Scuze. O să ne mutăm scaunul mai în față, ca să fim văzuți. Vorbea domnul primar. Nu este prea mult de viață. Vă rog, doamna Vasile. Domnul președinte, stimați colegi. Spațiul de joacă de la terenul de fotbal este foarte important pentru că asigură o protecție. Asigură siguranța copilului. Nu e expus chiar în șosea să-l duci acolo. Acolo va fi o bază de anvergură. Și vorbim toate cu plate. De asta insist și vă rog. Să, fim, să gândim bine și să alocăm banii, să facem lucru bun. Nu să scăpăm de ele. Să punem problema să facem un spațiu de joacă în dealul mare. Este nevoie și acolo sunt copii. Dar trebuie ca să identificăm terenul. Nu vedeți că nu găsim un loc unde să amplasăm bazinii și altele, pentru un spațiu mai mic, e posibil să găsim. Dar acum insist și vă rog să gândiți bine, să facem acolo. E bine plasat acolo. Mulțumesc. Da, am o întrebare dumneavoastră. Vă rog. Dumnezeu, dacă permit. Credeți că o să vină un copil din dealul Marii să facă? Da, bine, bine. Nu, 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 dacă este numai bine. Adică... Părinții, știți, doamne, când domnul, a pus întrebarea, vă răspund la ea. Domnul președinte, nu sunt dealul mare, sunt copii. Vreau să rog să revină la suma inițială propusă de domnul primar. La un loc de joacă, rămânem un pic două, un loc de joacă. Rămâneți la suma inițială propusă. Facem cu ăla, facem acolo și o să vedem ce. Eu vă spun că o să iasă. Rămâne la suma inițială de 150 din lei. Adică rămânțeam la punctul 4, asta. Se rămâne la punctul 4, da. Loc de joacă cu bănci, cu lumini, cu fotovoltaic, care stă în cadrul exact, exact. Da, tămașul nu-i mă, da. Bun. Hai să trecem la punctul 20. Da, stii, o să-i rog. Te rog, te rog. Vă rog. Considerați că un copil din zona Narcisa Ura poate veni în parte Pancicov? Copilul are loc de joacă la 5 și așa, pleacă de acasă și joacă acolo. Adică, ce vorbim?
S-a trecut peste un punct cu numărul 17. Asta îmi trebuie domnul primar. Prin pagina PSI-CAP s-au făcut două achiziții pentru sistem de alarmare, una de 20.000 și una de 25.000 de lei, care au fost anulate pentru sistem de alarmare. Da. Da. Acum văd că sunt bugetați 58.000. Deci, haideți ca să vă spun, noi facem și noi lucruri de constatare, ne-am apucat de făcut achiziția asta, gândind că putem face un... putem înlocui sistemul de la domeniul cultural cu altul nou. Păi, dole, punem altul nou, cofretul este acolo, o alimentăm. Ei, nu se poate așa ceva. A trebuit să anulăm, am luat oferta, că trebuie și făcut un studiu audiofonic. Deci, ceva de genul ăsta. Da. Întâi, care, da, care trebuie să avizat de Inspectoratul General de Situații de Urgență. Și atunci am reluat, am anulat, am picat de acord, am domnule, trebuie să facem, nu e nicio problemă, nu este nimeni supărat de randat. Am înțeles. Mai, da, mai dacă bă, să-mi bată și noi câteodată, doar am că... Am întrebat pentru că era o diferență de bar și nu știam de unde sigur, sigur, sigur. Foarte bine că ați întrebat, sunteți lămuriți de așa. Mai departe. La punctul 20, achiziționare spațiul de dispensare. Vreau să vă spun așa. La dispensar, avem un spațiu similar celui în care funcționează dispensarul, imediat în perete, în lateralul lui. Se dau bani pe PNRR pentru dispensare medicale și pentru renovare dispensare medicale și pentru dotare. Și eu gândesc așa. Indiferent cine este proprietarul, acum nu mă interesează dacă, nu știu dacă este bine să spun lucrul ăsta, că am o discuții de genul ăsta, nu mă interesează. Dacă stătea Zaharia acolo, mă stădeați cu pătrea sau stădeați mânglea. Stă deasupra, nu ne ajută cu nimic. Sau apostol, sau cine stă pe acolo. Alt spațiu ca să facem un dispensar nou pentru dispensare, noi nu se dau bani. Dacă se dă pentru renovare, până începe PNRR-ul ăsta, ne putem mișca să-l achiziționăm. Nu știu cât va costa. Eu nu mă feresc să vă spun că l-am întrebat. Domnul, cât ai dorit? Domnule, 50.000 de euro am vrut întotdeauna. Am făcut discuția asta așa cu 2 ani. Și domnul Brăză poate să confirme că era de față. Plus, domnule, 50.000 de euro. Acum spune că vreau 50.000 și așa, cum s-au scumpit alea astea. Acum nu știu. Eu i-am spus tot verbal, domnule, noi vom face o evaluare în condiții în care Consiliul Local va dori să susțină o astfel de inițiativă. Dacă evaluarea va spune că costă atât sau costă 30.000 sau 40.000, noi te vă propunem, dacă vreți vindeți, dacă nu. Dar până una alta trebuie să avem sumele prinse în buget ca să putem să avansăm către dumnealui, inclusiv cu o scrisoare de invitații, în care să îi solicităm punctul de vedere, dacă dorește să-l vândă în mod oficial. Pentru că acolo sunt doar discuții, nu am discutat, vrem să te interesați. Dar mă repet, astea se fac toate așa cum se fac și vânzările la loturile din satul nou, Crihan, cum se fac și lucrările acolo, pe bază de evaluare. Adică va fi evaluat spațiul și funcții de ce va ieși din evaluare, aia putem oferi și noi. Eu nu pot să apreciez că e mult sau puțin sau asta. Asta dorește omul și eu probabil nu niciun secret. Poate să spună și cu 100 de mii, că nu doare gura. Da. Pot să vorbesc? S-a semnat? Ești viu? Deocamdată. Domnul Brânză, vă rog să fiți respectos că... Hai să trecem peste chestia. Așa vă rog frumos. Aveți o vârstă și mă aștept să fiți mult mai înțelept. Da, vă rog. Nimeni nu, toată lumea știa că este spațiu și nu cred că cineva este împotriva acelui om sau că are cineva. Sau dacă are, e treaba lui. Așa zic eu. Dar problema este în felul următor. Noi avem un dispensar, da? Și avem, de exemplu, un cabinet stomatologic care nu funcționează de ani de zile, de ani de zile. Și toți medicii care s-au fost acolo, de asta au venit raportul cu Sigmundul, nu vorbesc așa, și au datorii. Eu de unde ești? Deci în oraș, de exemplu, toți medicii de familie care au făcut cabinete, au dotat cabinete și l-au făcut frumoase și banii lor. Eu nu zic să... Noi ne-am gândit să facem un dispensar nou cu bani guvernamentali, cu bani europeni. Eu nu cred că ne permitem acum să cumpărăm spațiul acolo, când noi dispensarul care îl avem nu folosim în totalitate. Da. Da. Bun. Domnul viceprimar, deci vă și răspund. Noi nu-l folosim
în totalitate, pentru că nu este un dispensar dotat. Deci nu vine niciun medic stomatolog acolo. Vine, domnule. Nu vine, domnule, dar e liber de atâta vreme. Ați l-a scos la... Da, l-am scos, l-am făcut vorbire. Domnul viceprimar, vă rog frumos, nu v-am întrerupt, da? Lăsați-mă să duc ideea până la capăt. Una este să ai un dispensar. Alea numiți dumneavoastră dispensare. Avem pe domnul Puieci, care făcea injecții într-o baracă de lemn. Deci de ce vorbim? Într-un dispensar cu urs de bloc de acum 40 de ani, din 83, din 84. Vreau să spuneți că este o clădire propicii efectuării actului medical. Nu se poate așa ceva. Bun, ca să avem un spațiu ca lumea și reprezentativ. Avem un spațiu generos, facem două cabinete mari. Mai facem unul pentru stomatologie, cum spune dumneavoastră. Frate, când te duci la stomatologie, nu te duci la, eu știu, ca la chioșc pe scări. Te duci la stomatologie, pentru că acolo se întâmplă un act medical. Îți umblă cineva prin organe, scoate un dinte, spune o probă, spune ceva. Eu, sincer, nu m-aș așeza pe scaunul ăla care la stomatologia cu ei. Din 53. E din 53. Dacă vă uitați, scrie pe el, nu mă 53. Adică despre asta vorbim. Alt spațiu. Nu avem. Iar pe PNRR, pe valuri, renovări, pe ce Dumnezeu mai dă, să dă bani pentru asta. De ce să nu fim pregătiți? Doamna Soina, vă dau cuvântul după ce fac... De ce să nu fim pregătiți? Fac o remarcă. Deci, doamna doctor Matoluc încă are contract acolo și este datoare. Îmi pare rău, este colega mea, dar nu știu care e dumneavoastră. Nu ați făcut nimic din 2016 să o modificați să se dați acasă. Eu zic că am făcut. Eu zic că nu. Și dacă ați făcut, vă rog să ne prezentați data viitoare. Că înseamnă că spațiul sub contract, nu-i liber. Deci doamna și nu vine, nu folosește nimeni domnul Brânză și dumneavoastră. Am înțeles. Dar dacă are datorie, de ce nu o execuți? Pentru că am avut o parte de datorii, o parte de datorii, dacă vine să mai și plătească. Nu am avut alte solicitări. Că au mai venit oamenii, s-au uitat, cum au venit, așa au picat. Doamne, nu v-a adus 10 medici cu acolo să descuie. Dar nu mai pot să spun, eu m-am chinuit 3 luni de zile să găsesc un medic în monocul doamna Uricaș. Dar am spui că adus 10 medici stomatologi. Haideți, vă rog, doamne. 53. Vă rog, doamna Soia. Vă rog, doamne. Domnul primar, întrebare. Vă rog. O sugestie, nu știu, sau o idee, nu știu cum. Da. Luați-o cum doriți. S-a discutat cu ceva, nu mult timp în urmă, posibilitatea trecerii casei agronomului în... Da. Da. Dacă reușim, că am înțeles, printr-o fază destul de avansată. Da, este avansată. Nu putem face primărie acolo și în loc primării să facem dispensar? Au fost discuții? Doamna Băieceanu, am aprofundat acolo. Problema este de durată, din ce punct de vedere? Avem DN11. Ca să facem ieșire la casa agronomului, pe intrarea actuală, nici nu spune problema, să primim deodată autorizație, să primim aprobare de la CNADR, niciodată. Deci va trebui să sistematizăm intersecția aia și va trebui pentru dealul mare, pentru drumul bisericii și inclusiv pentru ieșirea de la casa agronomului. E în curbă acolo. E în curbă, adică trebuie să sistematizat ca lume. Și eu mi-aș dori să putem face acum, sincer, e altceva, ești la DN11, e altceva. Mai sunt, dar nu excludim și varianta. Dar ca idee, discutăm pe PNRD de bani care urmează să vină. Adică de bani care bag la ușă. Dacă nu-i luăm acum, probabil nu o să-i luăm niciodată. Nu știu. Pentru că nu se dau decât pe renovare și pe dotare. Domnul Berușcă, domnul Chitic și mai eu nu vreau să iau cuvânt, am o problemă. Stimați colegi, cu permisiunea domnului președinte, a domnului primar, aș vrea să mă retrag, că am o urgență. Votez amendamentul cu modificarea care am prezentat-o și celelalte proiecte de hotărâre. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Dacă se poate, dacă nu, asta e. Trebuie neapărat să plec. Am o urgență, nu vreau să dau explicații, că nu-i cazul. Dar nu mă simt foarte bine. Dar nu mă înțelegem. Mulțumesc. Din partea mea. Sănătate. Mi-aș dori să rămâne, dar dacă nu puteți înțelege. Domnul Gărușinea, vreți să spun ceva? Da, am spus că mai sunt două primării la Dinemâști, primăria Livres și primăria Sandurie. Da, dar acolo au fost, nu ce? Când au fost construite? Asta contează. Da, cu mulți ani. De? Dacă au fost acum mulți ani, ei nu le pune sistematizeze. La noi sunt plecat
la discuția când acum un an când ne-ați propus da. Să preluăm Casa Agropomului, a fost o propunere cu discuția și cu promisiunea că se va transforma în sediu administrativ. Bun. Opiți-mă un pic aici. De acord. Posibil să sunt în primul post. Posibil sunt în primul. Eu presupune cum ne apucăm. Dacă ne mișcăm foarte repede Casa Agropomului, ne gândim la o sistematizare sau primim din partea CNADR un adres condiționat. Ceria? Ne putem gândi în tot felul, de la Țiriac, care și el e acolo. Țiriac nu e Ion de la poartă, adică tot Ion îl cheamă, dar e Ion Țiriac. Adică s-ar putea să aibă un punct de vedere vis-a-vis de faptul care îl în spate acolo. Mi-aș dori tare să găsim un punct de vedere comun și o ieșire comună și cu dumneavoastră acolo și chiar să intereseze propunerea noastră. Adică să vezi legate lucrurile într-un fel anume. Dar ca idee, chiar și așa. Chiar și așa, banii urmează să vină. Dumneavoastră lucrează pe fonduri, lucrează pe proiecte. Nu așteaptă PNRR-ul ăsta până ne mișcăm noi cu Casa Agronomului, până mutăm aici, ne mutăm aici. Și atenție, se dă pe spații medicale deja. Deci noi aveam acolo cabinetul. Dacă cumpărăm spații, dăm la pe destinații. Facem o trăie de consiliu și facem și pe ăla, prindem în corpul clădirii. Și atunci facem o treabă generoasă, frumoasă acolo și cu parcare, cu pavere în față acolo. Avem spații medicale când ne dorim și destul de spațioase, că nici astea care sunt nu sunt la locul. Eu nu știu, sincer, cum te le dau autorizații funcționale. Greu. Da. Domnul Brânză... Le-ar trebui și toalete în plus, sau o singură toaletă, le-ar trebui trei toalete sau două, nu știu. Domnul Brânză și apoi eu și pe aia trecem la... Stimați, de ce insist? Insist pentru că facem un lucru de ambergură. Dar vreau să vă întreb, așa, pe fiecare, adică vă întreb pe toți, care ați fost acolo ca să vizualizați? Și dispensar, și spațiul care este propus spre cumpărat. Dacă ați fost și știți despre ce este vorba. Că noi aici discutăm și nu suntem de acord și nu-i bun așa. Dacă ați fost și dacă ați văzut și aveți o viziune așa, băi, cam aici ar fi așa, ar fi așa, ar fi bine. Noi am fost amândoi. Băi, urât! E urât! A fost domnul Brânză. Ideea era să facem un dispensar nou. Nu, uităm și ne mizăm. Grand Prix, aici e acum. Nu se întâmplă. Doamne, mai înțeamnă ce a fost la unii. Unde am făcut din ferete? Unde am făcut din ferete? Așa, nu mai stăcă. Domnul primar, eu am fost într-un dispensar din județul Bacău, că am avut un lucru. Vă spunem pe aici. Da. Da. Lăsați-mă să termin. Vă spunem pe aici. Da, și am avut și câte 10-12 ani contract cu medici. Și știu că medicii respectivi au făcut foarte multe investiții în spațiile pe care le-a pus la dispoziție primăria. Nu cumpăra primăria mobilier, scaun dentar, unit dentar și alte chestii de acolo. Am nepoată în Suceava, mă lăsați să vorbesc? Da, bun. Am nepoată în Suceava, medic stomatolog. Când a terminat facultatea, a luat post în comuna Ciprian Porumbescu. Primarul i-a dat o cămăruță, vai de mama ei cum era, și a renovat-o și a adus toate utilajele. Dar în Ciprian Porumbescu a fost recent acolo, să vedeți dispensarul. Da, sunt ce dispensarul? Poftim? Au dispensat? N-a fost la dispensar. Acolo e cu copina, domnul primar. Am înțeles. Ideea este așa, că spațiul care este acolo este insuficient. Au primit întotdeauna derogare de la DSP să funcționeze doar pe toaletă. Cabinetul medical, să zic, sau sala de tratamente a cabinetului medical a doamnei Uricaru, este o improvizație făcută din hol. Cu un de ăsta, cu lambriu din scândură și cu niște geamuri, cum se făcea odată, vopsite, arătate la locul lor, așa. Doamna Alexandru este pe spate și în capăt este vestitul cabinet stomatologic cu scaunul 53. Doamne, nu-i spațiu. Dacă ar fi spațiu, cine și-ar dori, mi-aș dori acum să ne lărgim acolo, să ne lăfăim, să arătăm noi cât de bogați suntem. Se dau bani pe renovare și dotare. Adică dacă îți dau pe dotare, eu spun, nu vreau dotări, trebuie să le ia docolul. Dacă le dau, să le facă, Doamne Ferește. Nu se dau bani? Se dau bani pe fonduri europene. Numai un pic, vă rog. Pe construire? Nu. Dacă îmi dați voi, deci... Renovare și dotare. Ascultați-mă. Eu acum pot să fiu un lider de grup și noi nu o să fim de acord cu cumpărarea acestui spațiu, chiar dacă supără proprietarul acestui spațiu. Vă spun de ce. În condiții numai un pic. Da. În condițiile pandemice. Deci acel spațiu, deci un spațiu, un dispensar modern, trebuie să aibă circuite și nu știu. Acolo sunt două
clădirii erau destinate pentru altceva, nu pentru un dispensar universitar. Iar ca să vii și dărâm și faci nu știu care, știți că nu poți să faci din... nu vreau să folosesc un problem. Deci, una la mână. Doi, noi trebuie să ne batem ca să facem un dispensar nou de la A la Z. Adică nu... Modern. Modern, cu toate dotările. Unde, domnul Vici? Dumneavoastră sunteți primar și găsiți un loc. Păi dumneavoastră spui cu VNR, să spui dumneavoastră ești primar. Asta ne-a spus dumneavoastră. Unde? Da. În grădina cui? În grădina mea. Vă donez jos teren. Mulțumesc frumos, da, sunteți foarte generos. Da, eu cred că, eu cred sincer, nu m-am exemplu, deci mai avem, nu, mai avem foarte multe, mai sunt foarte multe loturi concesionate pe care putem să le luăm înapoi, nu m-am picorat. Domnul, sunt foarte multe locuri concesionate pe care putem să, când că nu sunt ocupate sau care au probleme cu concesiunea. Putem să le luăm și să facem dispensarul acolo. Nu mai am bine, nu mai am bine. Cum are acces populația? Nu mai am bine. Toată comuna cum are acces la locul. Haideți să vă spun și acum, afară, fără să avem un spațiu de la mai mare dispensar, sunt 60 de mașini de la locatari acolo și tot timpul sunt mașini acolo și blochează drumul și așa este un gust aici. Deci ideea este să faci un dispensar. Aici este cea mai proastă idee. Mulțumesc. Deci noi nu renunțăm la acest... Eu cred că nu trec la altul până nu lămurim exact situația asta. Nu lămurim, domnul. Asta este amendament. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dar am dreptul la cuvânt, domnul președinte. Păi vă rog frumos, aveți respect. Și noi avem dreptul la... Aveți respect, domnul președinte. Am respect. Aveți respect, vă rog frumos, dar faceți-vă să vorbesc. V-am ascultat, acum vorbesc eu. Am respect și mă ridicați tonul. Acum vorbesc eu. Vă rog, vorbiți. Eu prea vă bate joc aici, de toată lumea asta și din comuna asta. Vreți să spuneți, da, oameni, măgurenii n-au dreptul la dispensar. Ba da, n-au. Unul model. N-au, domnul. O venit doctor. Am trăit eu pe terenul meu. O venit doamna doctorul Ricaru, am adus 20 de metri. Știți ce mi-a spus o femeie de la Filipen, un doctor? Dacă nu mă duce acum de aici, că o pleca bărbat, nu? Chem un taxi, domnule, nu-ți rușine. Aici faci dumneavoastră medical, domnule. Mă duc acolo de 30 de ani, m-am dus. Știți cât fac la medical, cu ce poftă? Acolo am clinică medicală, domnule. Dumneata, asta ce vorbești? Tu te domnule cu dispensarul cum tal de aici. Ăsta e dispensar. Uite, femeia, sragi o jumătate frumos până la gară, că de acolo mă descurc eu. Deci, atitudinii de om care au rămas stupefiat că la Măgura, la 6 km, cum spunem toți, la 6 km nu avem aia? La 6 km nu avem aia? Nu, nu avem. Pentru că vrem că am nu vrem. Nu ne trebuie spațiu. Nu ne trebuie. Vrem un loc. Unde facem? Ce aș da nou? Ce aș da? Situația cu clinica, cu cabinetul stomatologic și nevastă să-ți facă... Lasă-mi bine cabinetul stomatologic! Mai are 1500 de lei plătit, femeia o să-i plătească. Nu mai bine aia vezi, din 2013. Deci din 2013 nu avem medic stomatolog. Deci niște spații de achiziționat și nevastă nu ați rezolvat problema cu... cu spațiul ăla. Dar ce are spațiul ăla, domnule, are femeia, are contract, are 1500 de lei plătit. Nu mai venit din 2013. Păi nu plătit, trebuie executată și... Bun, și cum ne executăm? Și cu cine ajută? Păi vă ajută că faceți, nu mai achiziționați spațiile alea care vreți să... Dar spațiul în sine este impropriu, dar să credeți că avem nevoie neapărat de spațiul ăla. Dar unde să ai un spațiu, unde să ai cabinete ca lumea? Și unde e asta cu stomatologii? Și două cabinete de familie, ca oameni. Și cu influx, migrare, creștini. Cabinetul stomatologic și sala de așteptare e mai mare spațiul ăla că vreți să-l achiziționați pe față micul aici. Deci trebuie să înțelegeți că, trebuie să înțelegeți că cabinetul medical pentru doamna Robu acum se desfășoară în sala de așteptare, încopturată din zid din lambriu, unde știm noi că am fost zicmena copii și făceam injecții. Dar ăla este. Acolo era sala de așteptare. Dar pentru că nu au avut spațiu suficient, au renunțat și au tras aia acolo. De ani de zile, pentru că au un singur veceu, de ani de zile, pentru că au un singur veceu, primesc de la DSP tot felul de... din rezistul, da, să vorbim, funcționează asta, de dă tot felul de spune. Problema cu cabinetul stomatologic și atunci nu mai era problema. Nu m-am pic. E dar domeniul public, care are un mare teren. Cum? Domeniul public, care are teren. N-are, doamnă, dar dumneavoastră, ca oricum, când mergeți într-o localitate, sunt grupate, nu? Ai dispensarul, ai farmacie, ai școală, ai primăria, îți poate într-un loc. Nu poți face dispensarul prin de-altă în copra unde. Bun, ai cum? Domnul Marian, vă rog, domnul Marian. Să-ți mai trebuie să-i domnul Marian, cerut eu. Vă gândesc cu bine, să avem un spațiu generos, frumos. Ați terminat? Aproape. Da. Așa se întâmplă de la urmă. Dar nu mai contează.
La stomatologie. Au trăit oamenii din, nu din 2016, de când a fost așa, și oamenii s-au descurcat. S-au dus în Bacău și s-au luat cu dinții. Iar spațiul ăsta, gol, goluții, în loc să fie reziliat contractul cu doamna aia stomatologă și doamna robul să-și desfășoare, să-i fie acordat doamnei robul spațiul respectiv, să lărgească, să facă nu știu ce se face acolo, noi stăm acum, adică nu avem un spațiu acolo și nu-l folosim și mai cumpărăm alt spațiu. Nu. Câți metri pătrați sunt acolo? Configurația. Domnul, avem un spațiu nefolosit acolo. Da, dacă are 20 de metri pătrați. Are o cameră. Configurația, v-am ascultat. Acum mă lăsați să vă aduc argumente. Configurația. La dispensarul ăsta medical este așa. Două cabinete de familie și un cabinet stomatologic. Adică degeaba vreau eu să-l dau, să-l dau lui doamna Robu. Doamna Robu are, stă pe imaginea asta, prin stradă și cu ce v-am povestit mai devreme cu lambriurile alea acolo pus în perete, adică nu are cum să plece din cabinetul ăsta, să ducă în cabinetul stomatologic, să facă injecții sau să consulte oameni, să vină înapoi. Sau nu știu cum se poate împărți acolo. Adică e haotic cumva gândit. Nu-i... Credeți că n-au mai venit, n-au venit doctor stomatologi. Tot așa, s-au uitat, au plecat. A venit un doctor stomatolog care lucrează cu soția la Traiana. Doamne, vrem, haideți, m-a dus, le-am arătat. N-au plecat, n-au mai venit. Nu este spațiu pe care să dorească cineva, dacă ați dorit. Ar fi venit și-ați dorit. Domnule, să vă rog, nu mai vorbiți. Înțelegeți? Asta e ideea, că n-am o nicio treabă. Eu fac ultima așa și trecem așa. Deci, aici este ședință Consiliul Local. Consilierii locali hotărăsc. Noi, consilierii locali, 10 consilieri locali, am hotărât că am votat un amendament pe care nu renunțam. Este legal, este dreptul nostru, dumneavoastră aveți opinia voastră, vă respectăm. Deci cu asta am terminat. Vă rog să treceți la altul. Domnul președinte, eu cred că dumneavoastră tot în povestit de 10 consilieri care v-ați gândit dumneavoastră face la mea. Foarte bine. Este legal, este normal. Corect. Dar asta nu înseamnă că trebuie să spun, da, mulțumesc frumos, știți că nu avem, de fapt, nevoie de dispensare, dar mă gândim, nu au nevoie de un spațiu arendat. Avem nevoie. Nu de doamne. Dacă se dă bani pe PNRR, pe banul renovării. Nu înțelegeți, banii se dau acum doamne. Vrem dispensar nou. Ei, dar sunt vreți dispensar nou. Băi, va fi nou dacă renovăm. Dacă nu renovăm, nu vom mai dar lui de-a făcut clinică medicală, dar lui de-a făcut clinică medicală. Sunt 30 de ani, o să fie tot așa. Ca și primul ea, ca și permite să vă spun să vă rezumați doar la cifri, fără să vă supărați. Dumneavoastră mă duce primăria în Bogradan sau... Doar mă vădă ridică. Din când se vă măsinul local, când am ajuns la dispensare, toată lumea a spus. Nu dăm tot, nu dăm. Nu dăm tot. Ați fost numai aici. Vă veni pe mea, doamne, nici bani care. Cine nici doamne în spațiu aici? Mi-a fost venit săraca ca să avem și noi. Asta vă spuneam. Trei luni de zile mă duc un doctor. Un doctor. Deci, domnulnița. Deci, cum sunteți acolo? Domnulnița. 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 Vă rog să nu vorbiți. Vreau să vă întreb așa. Doriți să aducăm o sumă pentru construirea, renovarea unui spațiu medical modern pentru Măgurenești ca sumă? Pentru deci, construire dispensată. Vorbim doar de ceea ce se dă pe fonduri europene. Nu vorbim de ce ne gândim noi că ar fi bine. Bine ar fi, da. Dar teren nu avem. Bun. Unde să-l facem, nici nu știu cum vom putea să-l facem. Dacă îmi dați voie, domnul Marian, vă rog. Da. Dar și pe aia trecem la alt punct. Dar vă rog. Da. Tot discută de existența unui spațiu, un dispensat. Spațiul respectiv al cabinetului stomatologic, unde are undeva la 14 metri pătrați. Fiind în capătul celălalt al clădirii și al holului, este foarte greu să îndoiau un medic de familie, pentru că asta ar însemna să circuli ori medicul, ori asistenta medicală dintr-un cabinet în altul. Asta înseamnă că nu există un circuit. Corect. Dumneavoastră, duceți cu ideea să fac un alt dispensat. Ați, unde? Ați detestat un loc? Un nu. Teren? Nu, dar... Noi... Am cerut fișe de post și alte puncte care, din august nu mi s-au spus, în baza legii 544.
Ce să mai cer inventatul domeniului public? Care este legal, am dreptul să-l cer, dacă nu mi s-o lasă și mă puțișuri. Corect. Nu-i treaba mea să caut loc. Vă răspund eu. Vă răspund numai pic, numai pic. Trebuie să poate mai discuși un lucru, nu? Dar lăsați-mă după un lucru cu ședință. Mai aveți ceva? Vă rog. Vreau să domina ședința, nu joc. Nu, vă conduc, nu dume. Vă rog. Mai aveți ceva? Spațiul de lângă dispensar este un spațiu propiciu pentru a crea o clinică. Pentru că împreună cu dispensarul vechi și cu spațiul care ar putea fi cumpărat, da, acolo s-ar putea, exact ceea ce spuneți și probabil la propunerea noastră, s-ar putea crea o clinică. Și unde? În centrul comunei, cu acces, și unde și lumea este obișnuită, știe unde să vină, și cu acces facil pentru toată lumea. Pentru de ce? Pentru că acolo circulă microbuzul, și din Salvador, Crivan, și din Măzura, tot este farmacia. Este farmacia aproape. Unde, cum a spus, se blochează, la momentul ăsta se blochează drumul. Da, se blochează, dar acolo în față se pot face. Parcă. Nu vă spun asta. De înainte de a fi o consilier local, a existat un proiect de hotărâre pentru amenajare în locul respectiv. Dar nu ai văzut spațiul respectiv. Nu ai văzut spațiul respectiv. Domnul primar, vă rog, nu vorbiți. Vă rog, nu mă vorbiți. Dar nu a fost amenajat. Da. Păi nu am amenajat, pentru că nu aveam parcare acolo pentru mașini. Da? Doamna Mariana Serinat? Da, am terminat. Sper să vă gândiți bine. Da, da. Vă spun eu. Dumneavoastră ați lucrat acolo atâția ani și acum ne-ați demonstrat încă o dată că aceste circuite nu se pot face într-un spațiu de la mic. Eu, și cum pot să atunci eu din două spații care erau proiectate pentru alte destinații să fac circuitele? Deci mi-e foarte greu să cred că putem să... Asta e una la mână. Doi, noi n-avem nevoie de... Avem nevoie de un dispensar modern făcut pe banii europeni sau pe bani guvernamental, nu să cumpărăm. 50.000 de euro, facem altceva. Da? Mulțumesc! Trecem la... Stați un pic, domnul. Stați un pic, domnul Vici. Nu vreau să vorbiți deja de un dispensar modern pe care trebuie să-l faceți unde. 10 ani. Dacă nu cumpărăm spațiul ăsta să ne modernizăm acolo pe banii europeni care îți dau acum. Va trebui să cumpărăm un teren undeva. Adică tot nu știu bani. Dar unde îl cumpărăm? Nu am identificat nimic aici în zona asta. Un teren, cu ce mi-aș dori să găsim un teren, vreți să construim. Modernizăm spațiul care există și căutăm un loc pentru un dispensar modern care îndeplinește toate condițiile. Păi nu se poate asigura fluxul, domnule, dar dumneavoastră nu înțelegeți că nu are unde să facă două toalete, adică cred vorbim românesc. Deci eu nu cred că el în situația asta, eu nu cred că vom primi aviz pentru renovarea de brătate. Pentru că nu e spațiu suficient. Deci vedeți ce spuneți la cameră, adică el a funcționat 20-40 de ani sau de când este. Dar trebuie să spunea, domnule, și la dumneata acolo străia mai bine, adică era chiar atât de ducea la acel și era. Dar nu zic că dumneavoastră în altă parte, unde probabil nu v-ați luat fost acolo. Dumneavoastră știți, la dumneavoastră, primarii au fost mai vrednici și au făcut din timp. Probabil că da. Noroc că așa dumneavoastră nu aveți să mulțumesc mulțumesc. Vă rog, deși nu renunțam la acest punct, vă rog să trecem la celălalt punct, dacă aveți, nu, dacă nu. Deci vreau un punct de vedere, vreți sau nu vreți? Vrem un unul de-aia, v-am răspuns. Dispensarul. Nu. Treceți, mă rog. Deci Măgurenii n-au dreptul la dispensare. Da, la unul nou, la unul renovat. Adică dumneavoastră dați cu piciorul cu bună știință la bani guvernamentali. Care vin acum? Nu la bani europeni. Domnul primar, spuneți-ne totuși, ca să ajungem la un punct comun, la un tot comun. Dacă nu se poate aloca suma de 250.000, care ar fi un minimorum? Da. Care aveți nevoie acolo, în momentul de față, ca să demarați orice fel de proceduri pentru toate ideile care s-au înscris. Deci ați spus 250.000, da? S-au luat de acolo niște sume, s-au dus în alte părți. Spuneți-ne acum că nu se poate ajunge fără la un mitor comun. Bun. Sunt 50.000, nu? În forma amendamentului. Care este suma minimă? Da. Care este suma minimă la care să creștem acea... Domnul Trăstar, ideea este așa. Avem un spațiu care nu este propice și recunoaștem cu toți lucrul ăsta. Nu îi scrie toată lumea, dacă v-am spus că am avut experiența cu doamna aia din lumea venită a credit. Să spun, doamne, într-un vârf de deal, am o plină din lumea venită a credit. Fac la beta, puneți la pensie, dar nu mai trebuie să văd așa ceva. Spațiul în sine nu este un spațiu care se poate fi renovat și adus la stadiu de funcționalitate așa cum trebuie după noi. Nu-i cum, nu are cum. Spațiul de alături este similar ca și mărimii.
A, cu B. Modernizat. Este mai mare cred. Modernizat. Are 4K. Cred că ne lasă spațiu și pentru altceva și pentru altă farmacie. Sau o stomatologie cu intrare separată. Adică asta este ideea. Da. Nu văd da. Unde în altă parte. Că ați vrea, că ați vrea. La unde? Deci... Dacă sunt mă, idei divergente aici, este da. Clar. De-aia am spus, poate există un minimum în care ați avea nevoie, la care se poate crește. Pentru că e clar că nu se dorește Acum, un amendament care modifică suma. E clar că avem o oră de când discutăm despre asta, că nu se poate ajunge la suma. Domnul Treștaru, nu știu ce sunt, dacă vorbim de singura variantă acolo, este de cumpărare. Dacă nu știu să cumpăr, nu ne ajută nimic altceva. Adică nu ne ajută nimic acolo. Dar cu cumpărăm, nu mai facem dispensar, nu? Păi nu mai face, nu putem moderniza pe ăla, nu poate, nu-i acceptat, doamne, că nu, nu poate asigura fluxul. Are o singură intrare. Deci, haideți să vă spun. Domnul Beruș, lasă-mă. Vă rog, vă rog. Am citit acum puțin, am uitat că aveam salvat un telefon, o parte din ghid pentru chivalul renovării. Așa. Într-adevăr, chivalul renovării se dau bani pentru clădiri publice, clădiri rezidențiale, da. Dar se dau și pe astea medicale. Încă nu am găsit pe astea medicale, dar doar în ce discuție pe care am avut cu un consultant. Dar vă spun un lucru. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem este o expertiză tehnică, nu? Acum, din expertiza tehnică, putea să avem surpriza, că spună că expertiză tehnică, audit energetic, și puteți să avem surpriza să spună că, domnule, nu puteți să obțineți finanțarea, că nu mai expertizi tehnici, nu faceți punctaj sau nu vă dăm. Nu m-am gândit, ca să vă complexez, s-ar putea să existe un perete de rezistență aia pe care nu poți să dărâm. În primul rând, al doilea lucru este, eu am preferat să-mi iau cuvântul că oarecum, într-un conflict moral, aș putea să fiu cu... fostul proprietarul actual este fostul meu coleg de partid. Dar interesul nostru nu este. Am preferat să nu vorbesc, dar să nu se înțeleagă că fac, că sunt potrivit, că sper duc și așa. E, acest spațiu, aceste spații fac parte din un ansamblu cu un bloc, cu apartamentul deasupra. Este posibil, din proiecte pe care am mai desfășurat în trecut, e greu uneori să obții o finanțare când obiectivul respectiv este oarecum pe același număr cadastral cu alt obiectiv, cum e acest apartament. Când vă dau un exemplu. Primăria Răchitoasa este fix cum avem noi spațiile comerciale. Așa. Nu reușim să obținem nicio finanțare guvernamentală sau europeană pentru modernizare, sediu administrativ, pentru că avea apartamente deasupra. Și acum, de la bugetul local, a început o extindere și își face extindere de la bugetul local. Putem să ajungem în situația în care să ne trezim, ori avem un problemă cu expertiza, ori cu auditul energetic și iese cum nu deplinim punctajul. Haideți să vedem, să demarăm, să vedem din punct de vedere, să vorbim cu o firmă din consultanță, să facă o expertiză tehnică în audit energetic și apoi să vedem dacă obținem punctajul. Nu e audit energetic, e vorba și expertiză. Pentru că poți să ajungem în poziția în care nu primim finanțarea. A semnat? Da. Deci, orice spațiu medical, pe lângă traseele și circuitele produce deșeuri medicale periculoase sau nu, care domnul Marian știe că trebuie să faci un contract cu o firmă specializată. Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Deci aceste deșeuri, de cele mai multe ori când ai un spațiu medical care produce nu știu care, este destinat doar actului medical. Iar aici, cu oamenii, cu pandemia care este, cu nu știu care, nu cred că este propice. Așa n-am găsit vremea acum, că avem spațiul medical sub bloc. Deci, rămân la părerea mea, trebuie să facem un spațiu, un dispensar nou și hai, vă rog, să trecem la punctul așa, pentru că punctul ăsta nu renunțăm la el și cu asta am terminat. Adică, stăm aici până toată seara. Dar nu este numai punctul dumneavoastră de vedere, oamenii ăștia... Doamne, noi votăm, noi... Înțelegeți, domnul președinte, doar nu sunt bun cu ea, doamne. Dar noi nu dezbatem, aștept. Deci dezbatem necesitatea, fără dumneavoastră, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Da, da, spațiul lor. Spațiul lor? Putem lor. Spațiul lor? Deci noi nu putem identifica spații de joacă pentru câțiva metri pătrați. Credeți că o să identificăm un spațiu pentru un dispensar? Exact. E destul de complicat. Propunem. Hai să facem așa. Deci nu am mai.
E chiar treaba noastră, facem expertiza. Dacă este expertiza, spune din nou, îi spunem la domnul Andoni, că avem 30.000 de lei acum. Da, Lucian, ai dreptate. Avem 30.000, dar acum punem banii acum, nu putem achiziționa. Doar vrem un bani bine. Dar mai sunt bani în conținut. Dar până atunci, hai să punem cu amendamentul ăsta. Nu lăsăm bani aici. Dacă nu luăm de aici, ai ducem unei. Ducem la dispoziția Consiliului Local, care pot fi rectificat cel mai devreme după 1 iulie. Dacă expertiza spune. Nu se poate. Îl salutăm pe domnul Gigi, ăsta, cum spune, dar nu știu că ai coleg sau nu, spune, nu se poate. Noi am plecat greșit de la început, domnul. Dar dacă, dar da, cred că așa... Trebuia ca să luăm toți consilierii, băi, am nici să-ți avem, trecem peste drum. Păi, ăsta e spate. Dar dacă ăsta e expertiza, că se poate, mergem mai departe. Dacă spune că nu, nu. Expertiza asta trebuie să te frate. Era o vreme vizualizare. Dar trebuie să o așa. Domnul Valerică, Valerică. Dar trebuie să luați un capul așa, că dacă am pus banii acum, noi punem nimic mai tineric ca bugetul. Nu mai avem că să dobând din spațiu, nu mai avem că să dăm destinații. Mai sunt 2 miliarde la fondul de rezervă, domnule. Dar n-ai, eu nu poți folosi la fondul de rezervă când vei. Pune la fondul de rezervă, dar tot în bani folosești. Tot la rectificare. Am ațeles. Hai să punem acum comentamentul ăsta, că aici mă plec. Hai lăsăm aici, dacă nu îi putați, să te doriți dumneavoastră. Comentamentul? Lăsați banii așa, acum condiția. Ca o expertiză să, o expertiză să aduc argumentul pro sau contra expertiza de acuzare. Nu, nu. Dacă expertiza va fi valabilă, nu funcționăm. Dacă nu, nu. Este bună și ideea. Are dreptate și Lucian. Are dreptate. Dacă expertiza va spune cu loc. Eu cred că nu pun pus dacă ai vreau să vă fac o întrebare. Putem deschide un nou capitol construirii dispensare? În proiectul de buget? Iată, nu. Achiziții slash construire dispensare. Nu. Nu, construire, dar mai, dar și trebuie să punem alți bani în altă parte. Și atunci punem așa. Nu ce are de acord? Construire, renovare, slash... Da. Da, domnul. Nu? Da, domnul. Da, domnul. Da, domnul. Da, este bine, o gândit-o bine. Sincer, trebuie să ne cunosc. O gândit-o bine cu extensiv. Vreau să facem niște drum. Noi vorbeam de primărie, să facem sediul OAT-ului niște drum. Unde? Stabilim noi, lângă Mecheci, acolo. Stai subicate să nu ne... Da, unde a fost Damian, nu unde aici, nu. Da, din gust, n-are nici lățime la stradă pentru obținerea autorizației, nu. M-am uitat, am văzut și Mecheci. Eu zic că soluția e cea mai bună așa. Dați voie să mă vezi, doamne? Dacă găsim soluția, dacă ești cât mai bună, luăm. Dacă nu-i bună, nu luăm. Nu mai un pic. Stați un pic. Noi avem bani, doamna contabilă, de fondul de rezervă, da? Facem expertiză. Nu avem. Nu, a consiliul local. Teoretic. Nu s-a întâmplat. Deci facem expertiză. Dacă expertiză spune că putem să facem, atunci facem o ședință din dată și achiziționăm terenul. Dar până la, până la, acea, până la aceasta... După deci, luna iulie. Și suntem în februarie. S-a spus să rectifici, să pui deci bani investiții. Deci nu se poate face nicio rectificare bugetară până după 1 iulie. Înțelegeți? Așteptam în lumea iubi. Dar să duci fondul renovării dacă avem o șansă. Dar lăsate aici, doar, domnule, să faci cu documente. De ce ești așa... Doamna, vă rog să... Da, 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 să faci... Haideți să discutăm metodic, băi. Îi pune ideea lui Lucian pe expertiza. Lăsăm banii. Din ei suntem de acord să construim. Să facem expertiză. Și punem la, punem la capitolul bugetar, în lista de... În lista de investiții, punem așa. Unde-i doamnă la lista de investiții? În lista de dotare cu reviniță, sală, școală, modernizare și toată. Cum? Lista de investiții. La 20, da? La 20. Modernizare în luna publică, alte cheltuieli. Achiziționare spațiu dispensar. Înfințare, achiziționare spațiu dispensar, slash, construire dispensar. Și avem două variante. Dacă expertiza spune că nu, evident era. Eu cred că e cea mai bună soluție. Dar gândiți-vă că spațiul pentru dispensar va trebui să identificăm terenul, să-l cumpărăm și să ne apucăm de proiectare și bani nu se întrebă. Să știți.
ca să facem un dispensar nou. Dar e din cursul hotel cu noi. Să mă acuneam împrumutat pentru arheologii. Dar tu crezi că poți beneficia din împrumuturi când vrei? Noi deja am atins pragul din datorare cumva cu banii ăștia care aveau la clădiniță. Bun. Trece mai departe. Eu zic că e bună ideea asta. Lucian. Nu, domnule, dar nu Lucian, care ești noi, să suntem 10. Eu mi-am spus de vedere. Nu, nici domnul Preste. Noi 10 am hotărât. Eu am terminat. Dar ce o să vorbească? Dar sigur că nevoie. Haideți să trecem acolo. Deci la chestia asta nu se vede. Eu nu trec cu asta de aici. Deci, dacă nu, votam amendamentul, așa cum este până acum. Deci, vă rog, dacă nu suntem aici la doar de la dumitare. Deci, se votează? Nu m-am pic. Vă rog, atenție. Deci, cine este pentru acest proiect cu tot cu amendamentul pe care l-am formulat și cu modificările pe care le-am făcut până aici? Domnul care ține spațiu a cerut 30.000. Dumneavoastră veniți să facă 50.000, da? Asta este problema, dacă tot vreți să vă spun. Domnul, da. Dacă nu curtea de conturi îți cere socoteală. Dar cum poți face asta dacă faci? O secundă. Deci, știți foarte bine că am cumpărat terenuri. Nu știu cum am dat un nou, dar pe la vechi am cumpărat, nu? Da. Nu pot să cumpăr, nu pot să vând, fără evaluare. Fără expectiv, fără evaluare. Ce tot vorbești acolo? Cât iese din evaluare? Nu poți face astfel de acolo. Vă rog, controlez. Dar eu am controlez, dar dacă tu nu ai control și faci acuzații, faci așa rost. Eu am control. Nu cred că ai control. Eu cred că la dumneata eu funcționa așa cu valoarea adăugată. La dumneata. La Renu. Da? Bine, mă interesează soarta oamenilor. Vreau să beneficiez de un spațiu medical. Nu mai împrășteați zborul prospect pe la Amerika. Un dispensar modern. Dar dispună de un... cu ce bani va fi cumpărat sau nu. Vreau să rămâne expertiz, dar nu eu. Bun, poate nu este bun. Dacă nu este bun, atunci... Vom vedea, dacă nu este bun, mai rămâne mai expertiz. Nu dumneata. Nu ai vederea să rămânești dumneata lucrul ăsta. Deci, deocamdată suntem 10 care am... Deocamdată vorbești doar în numele dumneavoastră. Nu, vorbim în numele celor 10. Dar vă rog. Suntem de acord. Este propunerea dumneavoastră. Doi colegi care au plecat, au votat amendamentul pe care l-au propus. Este impropriu acum să nu mai modificăm amendamentul, pentru că nu avem cum. Dumnealor nu știu cu ce vor. Au lăsat așa... Deci dumneavoastră renunțați la propunerea noastră, domnul Ierus. Nu, dar cei 30.000 de lei pe care i-aveți domnul primar, sunt mai mult decât necesar pentru expertiză. Expertiza tehnică a unei clădiri... Dar nu am ce face, nu am spus nimic. Expertiza tehnică a unei clădiri de suprafață respectivă s-a fost între 10, maxim 15.000 de lei. Cam asta e expertiza. Ascultați-mă un pic cu atenție, dar cu atenție nu știu. Nu am ce face cu expertiza, dacă nu am bani să mă apuc de achiziții. Trece timpul, nu mă pot apuca de proiectare, nu putem da hotărâri succesive de introducere în domeniul public. Adică nu putem face niște lucruri esențiale. Presupunem că expertiza trece, nu? Și e ok. Mai departe e nevoie mai de... Mai departe achiziționăm spațiul, îți băgăm în domeniul public, îi dăm destinații experiențe și îți băgăm o modernizare, pe care o renovări. Dacă nu avem, până luna iulie, să duci pui coața. Adică nu avem ce mai discuta. Adică chiar, dacă nu suntem eu, nu mai facem nicio expertiză, că nu aveam la ce. Adică nu ne ajută cu nimic. Dacă expertiza spune că nu-i bun, dar după să spune la mea, mă, n-am nevoie de el. N-am nevoie de spații care nu poate fi folosit. Bun, colegii noștri care au plecat au votat ca amendamentul ăsta și nu mi-i mai putem, cum a spus domnul Vevușca, așa. Vă rog să treceți la... Suntem suficient, domnul Vici, ca să putem vota. Nu, nu, stați un pic. Care? Adică, dacă există propunerea, puneți-o la vot, chiar dacă colegii... Eu fac propunerea pe care vă rog să o puneți la vot, domnul Vici, după aceea nu faceți ca cum vreți vreau. Eu vin așa, achiziționare cu propunerea mea, este amendamentul meu, cum o să aduc, da? Achiziționare spațiu dispensar, slash, construire, achiziționare spațiu dispensar, în urma expertizii, slash, construire dispensar. Sunteți de acord? Supuneți-o la vot, domnule. Așa. Ce vreți să vă spun? Achiziționare. Achiziționare spațiu dispensar, în urma expertizii. Slash, construire dispensar. Corect. Nu. Construire dispensar. Am
am un amendament, și eu. La amendament? Nu la amendament, alt amendament, domnule. Da? Eu zic să deschidem capitol doar pentru construirea unei dispensari nou. Cine este pentru achiziționare spațiu dispensar? Deci avem în vedere că doi colegi de-ai noștri... Dar nu contează, suntem destui în sală, care poți vorba amendamentul meu, nu a dumitare. Stați un pic. Adică eu merg aici pe lista mea de investiții. Dar doi colegi de-ai noștri care... Dar nu contează, dar nu contează. Dar nu se poate. Dar supui acum la vot și vezi că... Nu am cum să supun, pentru că... Care nevoie de asistența noastră? Nu, nu. Modificăm amendamentul. Cu discuții în afara celor la care au fost prezente colegii noștri, voturile lor lăsate... Voturile lor vor fi... Mai comandate? Nu mai se discute. Până la data plecării din sală. Corect. Nu. Vă rog, nu se lăsă. Un pic. Deci, eu așa, asta am înțeles. Cred că am înțeles bine. Nu știu. Vor fi să va vota amendamentul cum l-ați propus dumneavoastră și amenda și modificarea. Da? De două ori. Corect. Da? Da? O parte din consilieri au votat așa cum e, a doua modificare este cealaltă. Ce iese din vot, iese din vot. Adică discutăm acum ce e prezenți de față aici. Mai zic o dată? N-am înțeles. Doamna Brecean, ce am explicat eu sau ce-o zis cu... Deci am zis așa. Am înțeles. Eu am zis așa, punctul 5 acolo cu acesta, va fi odată votat, cum l-ați propus dumneavoastră, da? Și odată are amendat. Deci dacă nu întrunești voturile așa, se pune și celălalt amendament. Și sunt suficienți în sală care să asigure cvorumul pentru votarea lui sau nu? Stați un pic. Nu, doamna, nu e așa. Vă spun eu. Nu mă întâmplă, vă rog. Păi atunci, vedeți, stați un pic, atunci, haideți să, nu, lăsați-mă și pe mine să spun un pic. Vă rog. Da? Vedeți ce se întâmplă cu amendamentele astea? Eu mi-am făcut în vreme, adus în vreme, discutat. A, uitați așa, se întâmplă blocaje de genul ăsta, pentru că atunci, nu, votăm cu cine suntem, nu mai luăm nimic în considerare, cine a plecat din sală să fie sănătos. Băi, amendamentele pe care le-am făcut, nu mai amendamentele care le-am făcut cu ei, rămân valabile așa cum au fost. Ce discutăm noi aici, discutăm noi aici. Nu. Ei nu mai sunt în sală, din păcate nu mai poate să susțină pro sau contra. Acum nu putem să ne referim la amendamentele care le-am făcut ei. Da, au semnat împreună cu voi, dar dacă noi din comun unanim și într-un număr de voturi, favorabil, de 8 sau de cât trebuie să fie, am considerat că putem modifica și modificăm. Haideți să spunem la vot. Nu mai am pic, vă rog. Și ce se întâmplă dacă nu mai modificăm? Dacă mai modificăm, doar ce facem? Nu mai am pic, nu mai am pic. Vom lua în considerare doar vorbim în sală și nu mai considerăm. Este cea mai împăciuitoare pe toată lumea. Deci, vă rog, nu am pic. Doamna secretară, vă răspund eu. Noi 10 consilieri, adică 2 treimi. Dar nu mă interesează acolo la momentul ăsta. Nu m-am întrebat. Noi 10 consilieri, care înseamnă 2/3 din Consiliul Local, majoritate, așa, am hotărât anumite amendamente. Nu, ați propus un amendament. Am propus și am hotărât. Noi am hotărât, am propus. Nu e același lucru. Doi colegi care au plecat au spus că sunt cu noi. Adică, normal, dacă vrei să votăm, votăm noi între noi, cei care am propus amendamente. N-au treabă cei care n-au propus aceste amendamente. Cum să n-aibă treabă? Adică, înseamnă că ignorați de la discutarea unui, de la votarea unui amendament pe ceilalți consilieri locali. Da, și votul celor doi care s-au exprimat, votul celor doi... Ei s-au exprimat pe la data cum au plecat. Nu. La ora cum au plecat. Nu. Ei când au plecat, la un moment dat, se știa că nu erau de acord cu achiziționarea acestui spațiu. Și dacă apar modificări... Și construirea unei dispensari modern. Nu. Deci când au plecat. Domnul Talau, vreau să răspunzi asta. Domnul Chitic Constantin mai poate vota acum? Nu. Păi dacă nu mai poate vota, despre ce vorbim? Că au votat, așa s-a stabilit și că au votat, au spus că... Nu am niciun lucru. Nu dorești să facă nimic. Asta se vede din avion. Gata.
nu se poate, domnul Vizcan. Vot cu celor doi colegi. Cum? Unde îl socotim? Eu vă rog să supuneți, domnul consilier, vă rog frumos să puneți propunerea mea la vot. Este propunerea mea și la pregeția spune. Nu vreți să votați la votați. Adicional, dispensar, numai expertizii, slăs, construiți dispensar. Nu. Și gata, puneți-o la vot, de greu, bine, 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 bine. Am la încăperea cealaltă să intru leac de aer? Vreți să fac așa? Nu, nu. Intru un pic de aer. Le-am drumul? Mă rog. Da, revenim. Legat de propunerea domnului primar, cine vrea să vorbească? Dacă vreau dintre consilieri, vrea să cineva să vorbească. Domnul Bună Beruște, vreți? La noi rămâne amendamentul pe care v-am propus medicul ședință. Până la cum este? Până la capăt cu toate punctele. Deci până la capăt. Deci când spuneți la vot, vreți supuneți tot. Vă rog. Deci, referitor la amendamentul propus de dumneavoastră, îl luăm punctual sau în ansamblul lui? Pentru că nu se mai știe nimic acum, adică domnul care a plecat a spus că sunt de acord cu amendamentele, care le-au convenit cu toți. Rămâne fix amendamentul care a fost propus inițial? Modificări până la data, până la data. Dă-ți-mi voie votare. Propun domnul primar, care este... Care este inconvenientul? Domnul, spuneți care este propunerea ca să vota prea mult, sincer. Spuneți care este. Achiziționarea spațiului. Achiziționarea spațiului dispensar. Da, da. În urma expertizii. Scoate la vot, supune la vot. Amendamentul nostru. Domnule primar. Amendamentul meu prima dată că este singular. Adică eu fac o propunere, vreau să supuneți la vot așa. Dar când fac amendament, nu la amendamentul nostru. La lista de investiții, da? Da, domnul. Pe care doresc să o modificăm așa. Urmarea discuțiilor pe care le-am făcut. Achiziționarea spațiul dispensar în urma expertizării. Sunt construit dispensar. Care era la Brivaneati. Considerentul care pe care l-am arătat este următorul. Dacă nu, dacă nu vă prinde banii buzetari, nu vă putem echipa până în luna iulie. Dacă va fi expertiza bună acolo și vom putea să construim dispensar, să-l punem și noi pe valul renovării, poate nu vom reuși mare lucru. Am înțeles, formulați amendamentul. Dar nu trebuie să, nu trebuie să ne craponezi gândim acum. Dom'le, noi punem acum, trece valul renovării. Formulați amendamentul. Ați înțeles, asta e ideea. Eu chiar nu pricep. Îi luăm și ducem... Domnul primar, vă rog să formulați amendamentul. Dar lasă-mă, domnule, să vorbesc, domnule. Dar nu fac cum vezi dumneavoastră. Păi dar eu am dreptul să vorbesc. Vorbesc, domnule. Păi vorbesc. Domnul președinte, vă rog să spuneți la vot amendamentul nostru. Luați în calcul cele două voturi care au fost. E amendamentul cu completările care s-au făcut acum și până la final. Vă rog să spuneți la vot. La punctul 20, achiziționare... Până la final, tot. Luată tot amendamentul până la final și puneți la vot. La punctul 5, 6 și 7, care înseamnă... S-au făcut modificare de rigoare, nu mai găsit. Așa. Achiziționarea spațiu, așa, da? Lucrări de investiții cuprinse numai un pic, vă rog. Da. Așa, la toate amendamentele care au rămas, care au fost propuse de celor, către celor 10. Cine este pentru? Vă rog să notați. Tot amendamentul. Deci am cu modificările care s-au vorbit. Care s-au făcut până la momentul de față. Bun. Totuși avem un punct cu 27. La punctul 27 avem o denizare
Drumul de interes local, zona metalbacului Jic, s-a făcut, a modificat... Nu a modificat. Nu, nu, nu. Dar nu e așa. Da. Ce, nu, să nu, ce, să banii, ce să facem cu ei dacă aveți aici lucrarea pe cerea? S-a votat de ceva trecut de doamne, mă rog. Da, asta e ideea. Avem, îl avem depus. De ce? Așa, domnul Salam. Ascultați-l iată, domnule. Ascultați-l iată. Nu mai trebuie. Dar s-a votat domnul primar, de ce nu? Dar s-a votat. Tot 500 de mii de lei, la ce-i puniți la Metalbac Cujvic, la Epicenei, la investiții? Trecem la proiectul numărul 3. Nu puteți finanța un obiectiv, adică dublu finanțare. Ce facem? Banii la ce ducem acolo? Proiect, banii rămân deci, acolo, credeți-mă, de ce să nu faceți altceva cu ei? Vă rog să nu vorbiți fără să cereți voi. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre pentru... Stai, domnule, așa, 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 și să nu punem într-o zonă de vehicule gri. S-a votat... Rămânem în ceață cu toții. S-a votat acum un amendament care a fost modificat cât timp colegii noștri erau în sală și au spus că îl votează. Acum suntem cu acel amendament votat și putem să ținem cont și de poziția, la poziția 5 la capitolul ăsta. Ce am discutat înainte, s-a discutat și s-a votat. Pentru că era riscul ca după plecarea lor, dacă mai făceam modificarea acel amendament, să nu ținem cont de votul lor. Sincer, cred că intram într-o zonă gri, în care nu puteam să ținem cont de voturile lor, pentru că făceam modificări cu care ei nu puteau să fie acolo de acolo. Nu, pentru ceilalți, ceilalți pentru amendamente sunt votați, am doar fost în sală. Și puteți să țineți cont și de colegi că nu s-au mai făcut modificări după plecarea lor. Ce rămân? Nu votați ceilalți. Eu nu știu ce. N-au. Hai să răspund. Din partea publică a cercat domnul, stați-o de-aia, că gânduți-mi în rând. Cum votați ceilalți care n-ați votat? Un vot... Deci celelalte voturi, 4... Eu votez amendamentul primar. Dar nu este... S-a spus la vot amendamentul discutat, cu modificările discutate, până la momentul respectiv, la punctul care ajunsesc. 4, 6, 7, 8, da. Până la punctul 4. Și acolo sunt... Da, au plecat colegii și nu știu dacă mai puteam să țin cont de votul lor, dacă... Nu, sigur nu mai puteam ține. Exact. Asta cred și eu. Dacă aduci modificări... Exact, așa cred și eu. Corect. Haideți să ne întoarcem un pic la ăla cu salarii. Nu avem, în mod legal, voie să nu finanțăm salarii. Lucian, mă asculti? Nu avem voie să nu finanțăm. Că pleacă polițistul, că nu pleacă. Dacă pleacă, banii rămân, se duc la fond, rămân la parte și la parte. Dar nu avem voie să nu punem bani pentru salarii. Nu există așa. Dați-mi, vă rog... Dar nu îți prezați nici în confiunță. Dați-mi, vă rog... Proiectul numărul 1, amendamentul. Vreau să reiau pic ca să nu... Vă rog, da. Deci, doamna secretară. Da, vă rog, punctul 13 a fost, punctul, scuzați, 2 roman, punctul 3 din amendament, a fost nu, da? Se elimină. Nu mai are nimeni, eu de exemplu, nu am documentele pe care le văd. Dar nu mai știm ce aici, nu mai știm. Nu, vine la dumneavoastră. Nu, aveai originalul la tine care trebuie să fie la mine și am scris pe o copie, că nu pot să scriu pe original. Nu are nici glas, nu are nimeni. Da, deci, am la telefon. Fizic, îi dea corp cu salariul. Aia. Nu mai e un amendament la domnul secretar. La 3 români. Băi, oameni buni, ascultați-mă, opriți-mă în loc. Ascultă-mă, mă opriți-mă. Nu mă cum o dar vreau să... Vreau să discut. Întorceți-vă la salarizare. Întorceți-vă la salarizare. Nu este corect și nu este legal să nu stabilim sumele pe la sfârșitul. Avem bani. Situația, deci, în condițiile în care nu ai bani în buget,
Dar noi avem bani în buget, nu putem să luăm bani din salarii. Nu mă interesează că e Marcel, că e Mugureu, nu contează. Da. Noi trebuie să acoperim pentru că avem buget, nu există niciun considerent pentru care noi să nu punem bani acolo. Bun. Avem oameni angajați și nu putem să le oprim salariile. Adică să spunem, domnule, îi dăm 7 luni ca 7 de noi pentru că banii aia îi luăm și îi ducem pe investiții. Dacă dumneavoastră vreți să mă ascultați ca idei. Nici banii ăștia care îi luați de pe investiții și îi duceți într-un fond la dispoziția costului local nu este în regulă. Nu este în regulă. Pentru că noi avem obiective pe care le-am propus, dacă se vor realiza, se realizează, dacă nu ori la fondul de rulment, ori rectificăm ulterior în vară. Dar la momentul ăsta de față, noi nu putem spune că luăm bani de la salarii. Trebuie să recunosc că am mai făcut lucrurile astea, dar n-am avut bani pentru investiții și atunci am optat. Dar acum noi avem bani, avem excedent în bugetul ăsta. Iar noi trebuie să noi punem pe 9 luni acolo sau 6 luni. Pentru ce? Bun. Credeți că influențează vreun fel plecarea domnului polițist local sau nu? Dar nu suntem în cadrul legal. Adică noi avem bani în buget, dar nu bugetăm funcționarea în mod legal, normal. Adică nu-i corect, nu-i normal. Nu mai pic. Hai să vă spun și punctul meu de vedere. Nu influențează asta, dar considerăm că poate vă dăm vreodată un impuls prin treaba asta. De ce punct de vedere? Ascultați-vă până la capăt, da? Vă rog frumos. Am avut discuții în decembrie. Ok, am anulat amendamentul. Încă din octombrie sau noiembrie am solicitat și este specificat în procesul verbal de ședință că dumneavoastră veniți în fiecare lună cu raportul lui. Și eu prezent la ședința organizată. Până acum nu am venit. Am spus eu prezent la ședința organizată din luna a două. Deci, haideți să numai dar asta nu este un motiv prin care noi să nu bugetăm salarizarea. Pe capitolul ăla. Numai pic, doamna Vecea. Și să nu bugetez capitolul ăla, pentru că nu vrei să ai cuiva să facă. Haideți să vă spun. Au fost doi colegi care și-au exprimat votul. Nu mai putem să reluăm procedura de vot. Deci, doamna contabilă, ca să scrieți casa, ca să înțelegeți. Bă, dar care e posibilă pentru că nu înțeleg? Numai un pic. Au votat colegii noștri, așa că rămân banii așa cum am stabilit în amendament. Deci, la punctul numărul 1, cheltuieli secțiunii de funcționare, la punct. Ordine publică și siguranța națională, cheltuieli de personal, suma 160.000 se modifică la 94, rămân 94. Eu nu pot, pentru că oamenii au contract nedeterminat. Înțelegeți? Au contract nedeterminat. Faceți. Doamna secretar. 12 minute. Hai să ne întoarcem la discuțiile de acum 3 ori. Da. Dumneavoastră ați vrut să încercați să le ordonăm, să le luăm în regulă, ca să vă notați ce s-a votat. Mă rog, haideți, doamnă, să te care s-a votat. De asemenea, știm și doamna contabilă are cuvântul de spus. Doamna s-a votat să ne trebuie 136.160, că am luat de acolo bani și am dus în altă parte. Deci nu mai este suma de la proiectul. Colegii mei. Da, știi care e problema când semnezi? Tu nu semnezi acte, că fugi de semnături, da? Și eu când trebuie să semnez pe un buget, pe o listă de investiții, pe situații de angajamente, pe proiecte de angajamente, da, pentru că iau bani pentru asta. Și eu știu la ce m-am angajat, da? Și atunci eu trebuie să semnez. Nu că vrei tu sau nu vrei. Dar nu știu de la asta semnați că trebuie. Deci nu semnezi, eu semnez, da, pe bugete, pe contracte. Păi, dar dumneavoastră spuneți că nu. Acolo nu puneți acolo, dar poate am făcut niște contracte cu clauză suspensivă până la aprobarea bugetului și o am semnat pe acel contract. Și tu nu știi de asta. Nu știu, doamnă. Ba da. Consiliul local, adică majoritatea... Și tu nu știi de lucrul ăsta, că tu nu semnezi. Că tu nu semnezi. Păi să punem viceprimarul să semneze pe contract și să vedem. Semnezi. Suspensivă. Crede-mă. Aveam spate o procedură de consiliul local? Crede-mă. Clauza suspensivă e altceva. Doamnă. Știu, da. Nu mai putem să reluăm iar discuție și să mai stăm încă 6 ore.
Vă rog să-i luați punct cu punct și să vă spunem noi cum a fost, adică cum a fost. Eu vreau să fac un remember, să zic eu că mi-am notat. Da, da, s-a suplit. Ascultați-mi la doamna secretară. Deci s-a spus așa, la încă o dată, la 2 romani, la punctul 3 și 4, ați renunțat. Corect? Asta e mea. Asta nu, asta este a mea. Nu, este asta mea, că la fel la locul rămâne așa. Nu, rămâne așa, am renunțat. S-a renunțat la punctul 3 și 4, corect? La 3 și 4 s-a renunțat, corect. Da, 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 s-a renunțat. Corect. Alea au revenit cum cum a fost inițial. Și din fondul de rezervă, de la punctul 7, eu asta mi-am notat, da? Corect, da. Din 360.000 au plecat o dată... 60.000 au plecat la sală de sport. Corect, corect, corect. 40.000 au plecat la la demolări. 20 care demolări? Nu, dar n-au fost. Nu, au fost 40 și 40. Păi dacă ați renunțat o dată la punctul 3. Da, dar trebuie luat, puși bani înapoi, din fondul de rezervă. Nu, la înțeleg. Fost... Vedeți, ne-am pierdut un pic, da? La demulare au fost 20 și 20? Nu, 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 au fost 20. 40 și 40 pe inițial. Și s-a renunțat la punctul ăla, au rămas 40, doamna contabil, da? Ca în propunerea inițială. 40 și 40. Adică, adică cei 20 care i-ați luat dumneavoastră de aici, 20. De la 13. De la 13. Și de la 15. Ați spus, dar nu zic că eu mi-am notat, dacă vreți. Foarte bine. Da, da, nu, păi de asta am zis deci să facem... conform amendamentului nostru, dacă vrea și doamna Bărbărași să ne urmărească, ar fi perfect. Inițial, din fondul nostru de rezervă, era de 316.000. Da. Prima dată am diminuat cu 60.000, da, la proiectul... Sala de sport, da? Și să reîntregi pe așa. 40.000 la aceste două locuri de joacă, da? Am revenit. Nu, nu, 40 de plus. La demolări, nu la locuri de joacă, la demolări. Dar a fost un singur la demolări. Da, că avem demolări sale, scoală sale, să vă doresc în visare. Am adus din nou, deci am mai diminuat fondul cu 40.000, da? Și am mai diminuat la anul cu 100.000, că am revenit la sala de sport cu valoarea de 150.000.60.000 la sala de sport. Da, 60.000. Deși acolo la fundul 3 stii doar de singurul demolat, noi am spus pentru două demolări, puneți 40.000 la avul. Da. Spun sigur, da. Dar trebuie să fac să scad sau să adaug acum? Acum, scădeți 60.000, scădeți 40.000. Erau 20 la demolarea de aici și 20 la demolarea din Socodot. Nu, domnule, a fost 40. Nu. Am zis că l-au făcut acolo, le-a prins pe amândouă și în lista au scris doar unul. Da, da, da. Trebuie să rămână așa cum era propunerea. Păi în cazul ăsta ia 40.000, să adună. Nu, dar nu. Scădeți din fondul vostru. Scădeți din fondul de rezervă. Ca să-i adunați, scădeți undeva. Păi dacă nu i-ați mai pus... Nu, nu i-am scăzut, dar nu. Păi am scăzut și acum te-ai pus la loc. Nu, doamnă. Nu. Dacă i-ați pus cei 40.000, i-ați căzut de acolo. I-ați pus în fondul de rezervă. Și acum ai aduce înapoi și nu au fost 20-20 și am adăugat 20-20. Exact. Adică scad 40. Bun, mai scad 40 și? Încă 100 din la sala de sport. Și încă 100. Nu, locuri de joacă. Da, locuri de joacă. Întregerea din nou asume de locuri. Și rămâne 160. 160. Sper să fii corect. Așa, e corect. Mi-am notat și eu. Da, bun, mi-am notat. În rest, toate punctele rămân alea care au fost propuse și votate. Da, părerea mea că ăștia 30.000 puteți să luați de aici la propunere, să pun nimic.
Credeți din ei ăsta care sunt la achiziții? Nu mai ce să face nimic, dar s-a votat ultima. S-a votat ultima. Dar nu știu, dar nu am nevoie, că asta dispare capitolul ăsta, probabil. Nu am ce mai dispare. Nu am ce mai dispare. Păi ce se capitolul votat se numește adiționare spațiu dispensar, se modifică denumirea studiului de fezabilitate în vederea construirii unui dispensar medical. Dar unde dragi? S-a introdus, vedem, verificăm inventarul domeniului public. Dacă eu vreau să fac un studiu de fezabilitate, așa cum ai spus, dar las mă mă răspundesc, cum ne-a spus voi ce de eu ar trebui să am un spațiu, să am cel puțin domeniul public, care să fac studiul ăsta. În prima, discuțiile astea le facem la diverse, acum s-a votat. Nu mai putem să le facem la diverse, nu mai putem să le facem la diverse. Dar nu poți să ții studiul aici, pe ce fac eu studiu? Rămâne acolo și la rectificare ducem bani în altă parte, dacă nu găsim teren. Doamna secretar, ați înțeles, s-au notat modificările? Da, eu l-am notat. Bun, sunt clare? Da, sper să fie fondul de rezervă calculat corect. Supunem la vot proiectul numărul 1 pe ordinea de zi, putem supune la vot? Da. Mai avem mai să facem cu punctul 29, o să fie potrivit, care este propunerea mea. O am trecut acolo în buget, 150.000, vă că ați trecut un amendament dumneavoastră. Nu, ne-am folosit de... Completări, nu știu. Da? Se introduce punctul 31, constituie piața agroalimentară. Da. 50.000. Unde, doamnă, construim? O să găsim. Eu vezi teren? Da, avem, da. Nu mai discutăm, deci s-a votat bugetul. S-a votat amendament. Acum, cum vrei să votăm? Doamna secretară, cum votăm? Cum? Cum votăm? Da, s-a votat. Da, la ce vreau să vin la achiziționare, nu știu. Unde? Cum? Habar nu am. Doamna secretară, vă rog. Doamna secretară. Domnul? Cum vot? Domnul primar, chiar îl rugăm, trebuie să ne spunem până la capăt punctele care au fost introduse în ordinea de zi și noi, și ca să putem să votăm. Să permiteți să discutăm toate punctele de pe din proiectul de buget. Ca să putem vota. Am ajuns la cât? La 21. Bun. Domnul primar a spus construire, punctul 29 era construire pot Marea Mântuirii. Da. E prins în bugetul pe care, de fapt, îl vrea să vă prezint prima dată. Așa cum l-am conceput noi, să-l aveți. Și după aceea să formulați amendamentele astea, da? Îl avem prins, este prins deja în buget, cu un an și mai, da? Introduce punctul 30, achiziționare vitașului de 150.000 de lei. Nu putem achiziționa cu 150.000. Ba da, primăria Heligiu a achiziționat vitașul la Bulei Popolcescu, secretien, cu până în 30.000 de euro. Dar nu contează, dacă mai trebuie cazul, nu trebuie să dăm s-a explicație la curtea de conturi, că trebuie evaluare făcută. Da, primăria Ghelegiului, iată planetă. E primăria Ghelegiului, mă. Asta e, trebuie să mai facă. Da. Trebuie să mai facă. Muzeul Satului, 10.000. De ce mai discutăm dacă am votat? Da. Nu l-am făcut. Da, dar doamna director face vorbe de sport în grădiniță. Muzeul Satului? În Muzeul Satului. Păi câtă vreme este sală de sport acum, cum să facă? Dar nu e o problemă asta. Putem să treceți capitolul ăsta, nu deranjează pe nimeni. De fapt, nu putem face acum. Până nu vom avea sală de sport sau bază sportivă să joace copii, aici nu avem ce face. Va funcționa. E vorba de 10.000, nu e mai. Da, e vorba de 10.000, corect. Da. Care nu, nu-i, dacă noi cheltuim, îi trecem... Sfie de stat prim. Da. Bun. Haideți să mergem mai departe. Vă rog. Păi, eu nu știu ce votăm, vreau, habar n-am. Chiar credeți-mă, nu știu cum votăm și ce votăm. Bun. Deci, eu cum am secretară? Doamna, îmi permite doamna secretar să dau citire până la capăt amendamentului? Vă rog. Dar nu trebuie să vă permit eu. Nu trebuie să vă permit eu și... Păi, haotic, adică am votat amendamentul și acolo citim. Păi nu, l-am votat, păi nu, păi domnul primar vrea să-i dea citire, s-o oprit. Dar l-am citit, drag, l-am citit. Bun, hai să supunem la vot, domnul președinte. Bun, doamna secretară, întâi supun la vot
bugetul cum a fost făcut și pe aia îl punem cu amendamentul, da? Da. Eu zic să citesc până la capăt, chiar dacă o cedăm primar, dacă colegii nu le au... Da, am întâlnit la bitanșul, da? Se introduce ca punctul 31, construire piața agroalimentară cu buget în sumă de 50.000 de lei. Da. Bun. Se introduce punctul 33, înființarea Muzeului Satului Dumitru Tătaru, clădirea grădinței și școala Mirbărescu cu 10.000 de lei. Da? Da. Se introduce punctul 34. Marcarea, amplasament, indicatoare, ongriș, luterii. Asta nu știu dacă nu ține de capitolul drumul, nu știu dacă ține de investiții. Asta nu sunt investiții, sunt reparații. Asta nu sunt investiții. Asta nu sunt investiții. Asta nu sunt investiții. Putem să le prindem la obiecte de inventar sau la materiale. Nu sunt investiții. Că nu sunt purtătoare de autorizații de construire sau alte chestii de genul ăsta. Ba da, trebuie. Pentru... de la de viteză... Ce o viteză? Oprătoare de viteză. Păi trebuie la investiții sau dacă nu investiții. Îți trebuiește aviz la astea, oprătoare de viteză, îi trebuiesc autorizații de la oficiul rutier. Nu îmi trebuiește autorizații de construire. Am făcut adresă și o să... Păi bun, și dăm certificatul urbanist și autorizații de construire? Asta e întrebarea. Da. Nu dăm. De-aia nu se trebuie să lasă, nu se trebuie să investiții. Putem duce, ăștia 50.000 putem duce la drumul, dacă vreți de aproape, dar la 170... Nu știu, te-ai zis, mi-ai dus și nicăieri, s-a votat. Și vreți să lista investiții, să vreți bani. Întrebarea mea este, cum ați făcut dumneavoastră, doamna contabil, doamna contabil, un pic. În momentul în care doamna rulează bugetul, după calculele care le-ați făcut dumneavoastră, putem la... Dacă nu dau cu... Putem amendamentul, să facem un amendament 2, în care cei 50.000 la margajul tere să-i ducem pe funcționare și să votăm cei care suntem aici? Care nu poți, nu poți, Lucian, că eu nu sunt băieți. Păi acum am votat mai devreme amendamentul, nu pot să mă întorc să-l votez din nou. A început. Asta nu-i capitol de investiții, asta vrea să facem. Și mai este o problemă. Putem să facem un nou amendament acum. Și să ducem cu ce? Dar amendament la amendament? Nu. Amendament numărul 2 la proiectul numărul 3. Nu se poate. Nu poți. Nu mai poți că l-ai votat așa. Ai în ședința asta, ai votat așa. Întrebarea mea e la doamna contabil, că eu zic eu că e foarte importantă. Dumneavoastră ați făcut calculele. Cum să duc banii și dacă mai iese cheia la buget. Yes. Dacă eu bazez pe ce ați notat dumneavoastră. Yes. Dacă nu iese cheia... Păi nu știu ce facem dacă nu iese cheia. Iese cheia, doamna, că nu se scoate pe ei. Lua asta scopotit din urmați exact banii unii îți duce. Adică să nu am surpriza că în momentul în care doamna rulează bugetul, să rămână niște, din calculele rezultate făcute de dumneavoastră, să nu iasă rulajul bugetului. Vă rog, doamne. Întrebare. Nu putem amâna ședința să fim din noi din nou prezenți cu toți și să votăm punctual. Și în plus de asta, pentru astăzi este ultima zi, 10 februarie, când se poate... Exact. Vota buget. Vota buget. Mai departe. Se introduce punctul 1. Expertiza tehnică și... Se introduce 35, expertiză tehnică și studiu de oportunitate privind schimbarea destinației școlii din Crihan, strada Armanului, în centru de zi, pentru centru de îngrijire a persoanelor dulce, cu buget în sumă de 20.000 de lei. Care școală Crihan? Aia care e în construcție? Nu, aia e dezvoltă. Am chestii de Armanul, e o școală. Mai avem o școală acolo. Acum înțeleg că cine era atât de interesat de domnul. Nu, am întrebat dacă mai e una. Da, foarte bine. E, dar dacă se merge la informații la față, nu mergi la primar. Și încerci punct 36. Înființarea rezervului bugetar în Consiliul Local, care nu mai sunt 316.000. Nu mai e, nu sunt 316.000. Da, nu știu dacă ies atât. Înființarea stații de autobus cu 10.000 de lei. Da. Bun. Doamna secretară. Da. Să punem la vot proiectul de hotărâri în forma inițială prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Forma inițială. Împotrivă? Abține? Tot. La proiectul în forma inițială. Păi nu votați nici într-un fel? Nici cu abținere, nici împotrivă, nici... Abține, abține, abține. La abținere de la forma inițială.
Notez aici că mi-e un șoc. Când nu le știi. Păi nu le știi. Și dacă nu le știi, întreabă la naiba. Când mă pui să pun cifre. Bugetul în forma inițială. Nu trecem la bugetul amendat cu amendamentul numărul 1. Supunem la vot. Cine este pentru? Cu 2? 8 și cu 2. 10, nu? Da. La amendamentul ăla că... Nu mai închec să notez, domnul Calon. Vă rog, am o rugăminte la dumneavoastră. Poate din cauza situației mele și acasă. Nu mai frecați pixul ăla în continuu, că o să plec cu cap pătrat. 8 pentru... Nervos. Împotrivă, abțineri, cum votați? Împotrivă? Abținere. Tot 4, da? Și domnul Dăscălescu. Abțineri. Da. Da, trecem. Bun. Proiectul numărul 2. Proiect, vă rog, domnul primar, să... Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanții bancare din partea Băncii Comerciale Române în favoarea AFIP, în vederea prelungirii contractului numărul C0760C9000210410 27-4-2018. Până la 27-10-2022 pentru proiectul reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău, finanțat din fonduri externe rambursabile din PNDR, PADR, sub măsură 7060 investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural prin PNDR. Inițiatorul primar, Costra Șordache. Vă rog, domnul primar. Pentru finalizarea lucrărilor pe care avem pe PNDR, pe ADR, este necesară prelungirea scrisorii de garanții. Este metodul standard, toate lucrările trebuie să aibă, pe toată perioada lucrărilor până la finalizare, trebuie să aibă scrisorii de garanții aprobate în Consiliul Local. Da. Trecem la... Discuții? Nu vot. Cine este pentru? Împotriva, ține. Știți când s-a făcut de treabă un primar? Cum? Știți când se reapucă de treabă? Da. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii garanției. Am întors și tot. Asta e tot scrisoarea de garanție. Doamna garanție de imagine. Vă rog să mă ascultă, da. Garanție bancare. Era scrisoarea mea de dumneavoastră. Asta e. Nu-i nimic, da. Măcar, nici măcar invitația n-ați știut. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanții bancare din partea Băncii Comerciale Române în vederea prelungirii contractului de finanțare pentru proiectul înființare și dotare grădiniță două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit. Sat Crihan, comuna Măgura, județul Bacău. Finanțat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR sub măsura 702. Investiții și crearea de și modernizarea infrastructuri de bază la scară mică prin PNDR în favoarea AFIR, inițiator primar Costra Șordache. Vă rog, domnule. Este aceeași situație, este al doilea obiectiv cu fondurile europene,
Fonduri pe care am reușit să le obținem, suntem în construcție, suntem în derulare, chiar dacă unii spun că e de lutoare, nu face nimic, nu mai și mișcăm, mai și lucrăm o comunată. Și ca atare, la fel ca la proiectul anterior, este necesar să aprobăm prelungirea scrisorii de garantare. Discuții, întrebări? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abținem? Patru. Proiect de hotărâri privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Comunii Măgura în Comisia pentru Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunii Măgura, Administrator Primar Costra și Ordache. Vă rog propunere. Domnul Merușa. Domnul Miță. Domnul Miță. Domnul Brânză. Sasu Miță. Doamna Băiceanu. Domnul Merușcă. Doamna Băiceanu. Domnul Niță, domnul Talal. Domnul Brânză? Propun să rămână aceeași comisie de anul trecut. A, deci nu aveți propunere. Deci, da, am fost domnul Cetic. Da. Da. Domnul Ciorcil. Domnul Ciorcil. Ai schimbă soție, dacă nu sunt de acord, n-ai cum să-i propui, dacă ei nu sunt de acord. Dacă nu sunt de aici, de prezent, nu de acord. Spunem la vot, propunem cine este pentru doamna Băiceanu. Luăm în considerare doar cei din sală de data aceasta. Dar 5 pentru doamna Băiceanu. Împotrivă. Abțineri? Abțineri. Care e? Doamna Băiceanu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 abțineri și 2 persoane. Cum votează? Eu cum votez? Putem să pot vota? Da, asta mă spune. Stați un pic. Păi ele au... Nu-mi iesă. Eu mă pot vota? Nu, dar tot nu-mi iesă. Vă las pentru domnul Talal. Am votat. Dar l-am numărat. Cine este pentru un votat, doamna Sorina? Ia, mă votez. Dar n-ați votat prima dată. Da. Eu mâna stângă jos, în spate, e dubare. Și eu cum să văd? Da. Haideți încă o dată. Păi votați ca să-și văd. Vă rog până sus să se vadă, da? 1, 2, 3, 4, 5... 6. Șapte pentru. Și înseamnă că plus patru. Patru abțineri. Abțineri, patru. Da. Cinci, scuze. Iesă 12. În sfârșit îmi iesă. Două propuneri. Domnul Talal. Talal. Cine? Deci, stați un pic. Credeți că este domnul Talal. Numai un pic. Nu mai lăsăm voi, vă rog, să vorbesc și voi vă dau. Deci, trebuie două persoane pentru doamna secretară. Da, domnul. Așa este și proiectul de hotărâre. Două persoane. Credeți că este normal și firesc ca dumnealui având și calitatea de viceprimar, lucrând în primărie acolo, vorbim doar de Consiliul Local, de toate dumneavoastră. Propunem de toată restul atunci. Da. Propunem pe Vlad Tristan. Asta vreau să spun că eu sunt... Că propunem pe Vlad Tristan. Cine îl propune pe domnul? Tot eu. Domnul Talal... Da. Cine este? Renunță, renunță. Da. Nu suntem de acord cu dumneavoastră. Nu suntem de acord, da. Bun. Cine este pentru domnul Tristan Vlad? Nu știu, pentru și o abținere, da? Bun, deci rămâne în doamna Băiceanu și domnul Vlad, da? Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Astea sunt propunerile, da? Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu doamna Băiceanu și domnul Trăistară, în Comisia de Evaluare. Nu știu, pentru și o abținere, da, Maria? Colegul Valumința nici el n-a știut materialele, că altfel știa că sunt doi reprezentanți și cred că el... Ai dreptate.
Bun. Mai puneți mâna și știți, fraților. Da. Da, mai zic că nu are să trecem la diversii, că am făcut diversii lucruri. Vă mulțumesc pentru prezență. Sper că de, cei care vor fi președinți de ședință, cu prima rază, să pună imnul național să fie o practică, pentru că așa este corect și așa este frumos și așa este... Vă mulțumesc, declar ședința închisă.